Mulțumesc! Mulțumim frumos! Dorim să mulțumim pentru acest moment extraordinar sopranei Arlinda Morava, acompaniată la pian de doamna Adriana Alexandru. Și eu vă spun bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Claudiu Constantin și voi fi gazda dumneavoastră în această seară la cea de-a treia ediție a galei Ai Succes, Health, Beauty and Lifestyle Awards. Iată, ne-am reunit astăzi în această spectaculoasă și elegantă locație Le Château pentru a celebra frumusețea, sănătatea și stilul de viață armonios. Gala Ai Succes este cel mai important eveniment de recunoaștere a meritelor personalităților din domenii precum sănătate, frumusețe și business. Ne-am dorit să scoatem în evidență oamenii de succes din România, iar poveștile lor să fie auzite mai departe. Promovăm puterea exemplului în toate edițiile Ai Succes și vrem să adunăm la oaltă oameni excepționali, spun organizatoarele evenimentului Flavia Covaciu și Oana Irimia. Conceptul Ai Succes a apărut în urmă cu 8 ani și dorește să aducă în atenția publicului reușite de top. Scopul evenimentului este de a deveni o comunitate de oameni excepționali care își pot împărtăși experiențele de viață la nivel personal și profesional într-un mediu de networking exclusivist. Anual Ai Succes se organizează galele Femei de Succes, Bărbați de Succes, Oameni de Succes, Fashion Awards, Home Design and Lifestyle Awards și Health, Beauty and Lifestyle Awards. Și acum, pentru că știm de ce suntem aici în această seară, știm ce vom face, știm că vom premia oameni care au avut succes în activitatea lor, aș dori, înainte de a începe premierea și decernarea premiilor din această seară, să invit alături de mine pe domnul Max Jarcheda, care este actor și dorește să împărtășească cu dumneavoastră ceva care aș vrea să fie surpriză. Haideți să vedem! Ciao, ciao! Good evening! Good evening, ladies and gentlemen! Welcome to the Ai Succes Gala here in Bucharest, in this beautiful location, La J'adore. Excuse my French. My name is Max Jorquera. I'm a British actor. I've been invited here today to announce a very, very special guest. Our guest today is known globally for his success in directing and screenwriting and much more. I mean, the list goes on. His achievements are spectacular. So it is my absolute pleasure. It is my pleasure to announce Anthony Hickox as appointed member of the Ai Succes International Committee. Ladies and gentlemen, Anthony Hickox. So Anthony, tell me, I hear there's some new movies that you're working on at the moment. I'm a little English man in Romania. I hear you like to take some actors from Romania around the world. You like to get them... I took a whole film crew around the world to China. The Chinese were like, why are all these Romanians in China? So I suppose I'm speaking to the right guy right now. There is maybe some fantastic opportunities, and I think we can work together fantastically over a cup of tea. I can't believe he's casting himself on that. and so weird, there's no audience. I know, right? COVID times, crazy times. Where's the applause? I know. Fantastic. So, maybe a little speech or a little talk. Well, I'm very proud and honored to be... Ooh, we get fantastic. We're lucky. Don't put them next to each other.
I'm very proud to be getting this award for ICE success, and you know, I'll go through and hopefully support a lot of people on our journey. Me and my friend Varel, who's over there, we're making a movie here called State of Escape, and now I'm going to have to put him in it. A little message to the government, if anybody is watching this, get the tax credit. You're losing movies to Serbia. I wanted to bring four movies here, and now they're shooting in Serbia because you don't have your tax credit. So please, anybody in the government listening, get your tax credit, because I want to shoot here. I love Romania. I married a Romanian, and that's kind of it. I'm not good at speaking. I'd say me too, but it's part of my career, so you've done a fantastic job. I think your mic's not on. Oh, I got a plaque. Wow. I should be wearing a mask. Here it is. Doamnelor și domnilor, începe gala Ai Succes Health, Beauty and Lifestyle Awards. Suntem pregătiți... Cei care vor primi premiile în această seară sunt deja prezenți, sunt alături de noi, emoții mari. Să vedem cine va urca pe scenă alături de noi. O surpriză pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți în această seară. Și vom începe cu primul premiu din această seară, doamnelor și domnilor. Se adresează domnului dr. Cătălin Dimir. Lucrează la clinica d'institut din Cluj-Napoca. Este absolvent de competență estetică dentară în cadrul New York University, absolvent de mastership la Universitatea din Aachen, Germania, și fondatorul conceptului Dentistry 2.0, care reprezintă tranziția de la analogic la digital în medicina dentară. Mai mult, este pasionat de freeride snowboarding, scufundări și downhill cycling. A învățat stomatologie pe Fifth Avenue, la clinica unde se tratau Lenny Kravitz sau Cindy Crawford, și mai târziu și-a completat studiile în Brazilia și în Germania. Revenit la Cluj și-a deschis propria clinică, d'Institut, unde folosește tehnologia digitală în stomatologie. Din perspectiva lui, o clinică modernă trebuie să aibă un aparat de radiografie digitală 3D, câteva imprimante 3D și scanere intraorale digitale, dar și tehnicieni cu protocolul digital. În plus, sunt importante specializările. Nu mai ai de-a face cu dentiști buni la toate, ci cu specialiști de data aceasta, de la protetician la endodont, ortodont sau chirurg. Doamnelor și domnilor, premiul din această seară se acordă pentru Best Smile Designer and Digital Dentistry Innovator și el se acordă domnului dr. Dimir Cătălin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și... Chiar e o confirmare a muncii de peste 10 ani acum și este simplu, nu vreau să mă complic. Se spune că minte sănătoasă într-un corp sănătos, ei bine, eu spun minte sănătoasă într-un corp sănătos alături de un zâmbet frumos. Mulțumesc foarte mult! Felicitări încă o dată și ne bucurăm că ați ales să aduceți în România și să profețați în România, să aduceți aceste noutăți în ceea ce înseamnă stomatologie. Că oricum, din ce am citit aici... Sună extraordinar și sper eu ca, eu știu, cât mai mulți români să aibă zâmbetul frumos. Felicitări încă o dată, domnul dr. Dimir Cătălin. Mulțumesc foarte mult! O seară frumoasă! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Și spunem așa, Ana Morodan este una dintre primele și cele mai de succes figuri influente ale mediului online din România. La vârsta de 24 de ani, influențată de câțiva blogări internaționale, a decis să ia drumul capitalei și să înceapă această meserie la nivel profesionist.
și a făcut un blog, High Street Cardigans, după care a angajat o firmă de consultanță pentru a-i creiona un brand personal. Așa s-a ales cu porecla de contesă. Ulterior, Ana Morodan și-a lărgit sfera de activitate și a deschis un magazin online și un cont de YouTube. A avut numeroase apariții televizate, unde a fost moderator și a participat la mai multe reality show-uri. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Lifestyle Influencer se acordă domnișoarei Ana Morodan. Iată un reprezentant al Anei. Am înțeles că nu poate să fie alături de noi astăzi. Vă mulțumesc, vă transmit salutări din partea Anei Morodan. Din păcate nu a putut ajunge aici în seara asta, dar vă urează o seară plăcută în continuare pentru acest premiu, sigur că da, premiu. Este o apreciere a ceea ce face, ce întreprinde. Felicitări încă o dată și mulțumim că totuși a reușit să trimită un reprezentant ca să-i ridice premiul, oricum ajungea la ea, și sperăm noi ca totul să fie ok și data viitoare să fie alături de noi. Perfect, vă mulțumesc și vă urez o seară foarte frumoasă în continuare. Mulțumim și noi. Mergem mai departe. Ana Maria Lungu este un cunoscut designer de modă din România specializat în designul rochilor de mireasă. În anul 2014 fondează brandul Ariana Karen, punând suflet și maestrie în conceperea fiecărei rochii în parte. Principala sursă de inspirație a rochilor Ariana Karen este însăși frumusețea și personalitatea viitoarelor mirese. Designerul Ana Maria Lungu creează fiecare rochie având convingerea că fiecare femeie merită să fie prințesă în ziua anunții sale. Până în prezent, brandul Ariana Karen a îmbrăcat mii de mirese în țară și peste hotare, contribuind la realizarea celui mai frumos vis. Rochile Ariana Karen se evidențiază prin volumul impresionant, trenele maestoase și prin aplicațiile manuale care transformă orice femeie într-o prințesă desprinsă parcă din paginile basmelor. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Bridal Brand se acordă companiei Ariana Karen, reprezentată bineînțeles prin designerul Ana Maria Lungu. Pentru a doua oară când brandul nostru primește acest premiu în cadrul galei Ai Succes și suntem foarte fericiți. Vrem să mulțumim în primul rând mireselor care, indiferent de situație, au continuat să își aleagă o rochie Ariana Karen pentru ziua cea mare, chiar dacă acel eveniment s-a amânat și au dorit foarte mult ca rochia din ziua cea mare să fie creată de noi și asta contează foarte mult și abia așteptăm să se și întâmple toate aceste evenimente minunate, iar eu sunt fericită că am primit din nou acest premiu din partea voastră. Asta înseamnă că meritați și că ceea ce faceți este într-adevăr de succes. Felicitări încă o dată și sperăm să ne vedem cu bine și la următoarea ediție. Mulțumim foarte mult! La revedere! Drumul antreprenorial al lui Radu Savopol a început în urmă cu două decenii când a deschis un pub în Sinaia, o renumită destinație turistică, și de atunci lista sa de proiecte a crescut considerabil. Având la bază profesia de designer de interior și pasiunea pentru arhitectură, Radu a reușit să construiască unul dintre cele mai iubite branduri românești, lanțul de cafenele Five to Go. La scurt timp, Radu a descoperit brandul Fica 18, în care a crezut atât de mult încât a vrut să investească și să îl crească, lucru pe care l-a și reușit. Fica 18, înainte de toate, este un concept, este acel moment din zi pe care ți-l acorzi pentru a te bucura și a te deconecta de la activitatea zilnică în compania unei cafele și a unei gustări dulci. În ceea ce privește brandul Fica 18,
aceștia se concentrează pe producția de croasante și derivatele acestora. Atât croasantele cât și cremele sunt preparate de la zero în laboratoarele proprii, iar procesul de fabricație atent urmărit durează 2 zile. Dacă nu le-ați descoperit încă gama variată de produse, vă invităm pe Calea Victoriei numărul 101. Iar în această seară oferim premiu pentru Best Bakery Brand, brandului Fica 18, reprezentată prin domnul Radu Savopol. Bună seara, iată, domnul Radu Savopol nu a putut fi alături de noi, dar un reprezentant al dânsului a venit să ridice premiu. Da, domnul Radu Savopol nu a putut, din păcate, ajunge în seara asta aici. Sperăm că totul este în regulă și că doar au fost alte... Da. Și mi-a spus să vă transmit sincere mulțumiri și salutări și un eveniment foarte frumos în continuare. Mulțumim mult! Felicitări încă o dată, Fica 18! Noi mergem mai departe cu premianții noștri de astăzi. Profesor Dr. Maria Dorobanțu, director științific al Centrului Medical Emerald, va primi astăzi premiul pentru excelență în medicină. Este medic primar, cardiologie și medicină internă. Doctor în științe medicale, conducător lucrări doctorat UMF București, dar și membru al Academiei de Științe Medicale din România și membru corespondent al Academiei Medicale din Franța. Are o experiență bogată de peste 35 de ani în cardiologia românească și internațională. Printre principalele titluri, șef clinică de cardiologie la Spitalul Clinic de Urgență București-Floreasca, peste 20 de ani, fondator și președinte al Societății Române de Hipertensiune, doctor honoris causa, Universitatea de Vest Arad. A publicat peste 400 de lucrări științifice și articole în reviste internaționale și cărți de specialitate. Și pentru aceasta, în această seară, se acordă premiul pentru excelență în medicină doamnei profesor dr. Maria Dorobanțu de la Centrul Medical Emerald. Mulțumesc foarte mult. În seara asta nu eu consider că sunt cea premiată, ci Centrul Medical Emerald, al cărui director științific sunt. Și poate vă întrebați de ce acest centru medical se numește Emerald. Nu este un nume obișnuit pentru o unitate medicală, chiar și privată. Pentru că Emerald, cum știm, în limba engleză, de fapt, e traducerea englezească a cuvântului Smarald, această piatră prețioasă care are multe calități, printre care iubire, înțelepciune și speranță. Prin urmare, Centrul Medical Emerald a gândit toată activitatea sa cu înțelepciune și iubire pentru pacient pe care îl pune în centrul activității sale. De ce speranță? Pentru că are speranță în viitoarele generații de medici pe care le susține. Le susține și printr-un program de burse care a fost anul acesta inaugurat pentru studenții la medicină cei mai buni, pentru rezidenții cei mai buni, în așa fel încât a fost un program și e un program de mare succes. Trebuie să vă spun că pe cele 3 locuri de burse pentru studenții la medicină s-au înscris 60 de concurenți. Îi vom susține și sperăm că, sigur, este generația care să vină cu și mai multe titluri decât vin eu astăseară în fața dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Și noi sperăm ca aceste titluri să se concretizeze și să aflăm și aici pe scena noastră, de ce nu la Ai Succes, să aflăm poate și la televizor unde vede atâta lume despre reușitele acestor studenți. Văd că v-ați ales și o costumație foarte frumoasă în această seară, care este în tonul emeraldului, da. Exact. O ținută foarte, foarte frumoasă, care vă vine foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări încă o dată și vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Și eu vă mulțumesc în numele colegilor mei, cum am spus, și o seară frumoasă în continuare. Următorul premiat este un antreprenor cu experiență de peste 10 ani de zile în domeniul construcțiilor. Emil Preda a înființat în anul 2010 compania Vega Prod System, un brand de uși și fereste premium, tâmplărie PVC și aluminiu, uși de garaj, compartimentări din sticlă, pergole din aluminiu bioclimatice, retractabile. Compania dispune în prezent de un colectiv tânăr și cu o experiență bogată în producerea și montajul unei game variate de produse destinate amenajării spațiilor interioare. Premiatul ne spune: am pornit la un drum foarte greu și anevoios, însă cu multă muncă și dorința de a face lucrurile puțin diferit, am reușit și am demonstrat că putem oferi servicii premium la prețuri corecte. Niciun proiect nu este prea mic sau prea mare pentru noi. Ne-am adaptat cerințelor din piață și am introdus în portofoliul nostru produse noi. Închiderea teraselor și balcoanelor cu sisteme cu sticlă securizată și pergole retractabile din aluminiu sau membrană PVC. Iată, în această seară, premiul pentru cel mai bun brand de sisteme complexe pentru închiderea teraselor Vega Prod System se acordă domnului Emil Preda. Mulțumesc frumos! Felicitări! Sunt mândru să mă aflu din nou aici. Le mulțumesc organizatorilor și celor ce au avut și au încredere în echipa Vega Prod. Mulțumesc frumos! Felicitări! Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să mulțumim partenerilor noștri Le Chateau, castelul din București, și Vitanimix. Și acum am văzut deja premianți, pe scenă vom mai vedea și în continuare, dar avem o surpriză muzicală pentru dumneavoastră și aș dori să invit alături de noi un binecunoscut al evenimentelor Ai Succes, o voce pe care nu aveți cum să o confundați, doamnelor și domnilor, Mihai Băjinaru! Got the thing going on.
keep on knowing that it's wrong. But it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't raise our hopes up too high. Cause she's got her own obligation, and so do I. Me and Mrs. Jones. So much inside. No, she'll go away. I'll go mine. But tomorrow, me at the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just afraid that all I ever been, 'cause you don't know me. Art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy of letting my chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I want you walk away beside a lucky guy. Ooh, you'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Thank you.
my heart a sweet love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that in my love me too. I want to walk away beside a lucky guy. Ooh, you'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Mulțumim încă o dată domnului, de fapt artistului Mihai Băjinaru, o voce extraordinară care a răsunat aici în această locație superbă la Le Chateau, în inima, castelul din inima capitalei, aici unde puteți veni și dumneavoastră și vă puteți organiza evenimentele speciale din viața dumneavoastră, aici unde chiar de curând s-a filmat, dacă ați remarcat deja, noul videoclip al lui Andra și 3 Sud-Est, Jumătatea mai bună. Noi mergem mai departe acum, doamnelor și domnilor, cu gala Ai Succes Health, Beauty and Lifestyle Awards. Următorul premian din această seară, putem spune așa: dacă vrei cu adevărat să-ți transformi pasiunea într-o carieră, trebuie să o urmezi, ne mărturisește următoarea premiată și ne spune că succesul este o călătorie lungă și continuă ce poate fi măsurată în mai multe moduri, nu doar prin recompensa financiară. Succesul înseamnă să-ți placă ceea ce faci. Cel mai bun lucru din lume este să ai, de fapt, o pasiune care poate deveni o carieră. Doamna dr. Carina Ilonca conduce Centrul de Dermatologie și Estetică Medicală Dermaesthetics, un loc care asigură nevoile de frumusețe într-un spațiu propriu, echipat cu cea mai performantă aparatură și care îmbină profesionalismul și siguranța asociate cu dermatologia. Cu optimism, pasiune și dăruire, medicul dermatolog Carina Ilonca se află la cârma unuia dintre cele mai bine dotate cabinete de dermatologie și estetică medicală din Arad, Dermaesthetics. Doamnelor și domnilor, premiul pentru performanță în dermatologie și estetică medicală se acordă centrului Dermaesthetics prin doamna dr. Carina Ilonca. Felicitări, premiul noastră. Mulțumesc mult. Mă simt onorată să mă aflu în această seară împreună cu dumneavoastră. Țin să mulțumesc organizatorilor pentru această oportunitate și pentru că au făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment. Vreau să vă spun că acest premiu va aminti de momentele dificile, dar minunate în drumul spre succes. Mulțumesc! Felicitări încă o dată, Dermaesthetics, doamna dr. Carina Ilonca. Mergem mai departe cu Mădălina Dinu. Lucrează în domeniul dermopigmentării de peste 6 ani. În momentul în care a luat prima dată contact cu aparatul de dermopigmentare, a știut că și-a găsit pasiunea.
De-a lungul timpului a investit mult timp, energie și bani pentru a se perfecționa, deoarece știe că această meserie, oricât de frumoasă este, vine la pachet cu foarte multă responsabilitate. Îmi las amprenta pe fiecare echip ce îmi intră în cabinet și știu că nu e loc de greșeală. Iubesc ceea ce fac, dar cel mult iubesc starea de bine pe care o primesc de la clientele mele după ce își privesc la final clipul în oglindă. Și știu că ele nu pleacă de la mine doar cu niște sprâncene potrivite pentru chipul lor, ci pleacă fericite, pline de încredere și entuziasm. Și asta mă motivează să fiu din ce în ce mai bună. Mi s-a spus că am schimbat vieți, poate părea prea mult spus să fiu, dar o femeie ce are un complex de o viață pe care reușesc să-l rezolv, e o nouă femeie, a declarat Mădălina Dinu. Mai mult, își dorește să ofere multă valoare în jurul său, așa că încearcă mereu să ajute colegele, să-și ajute colegele din domeniul cu care se confruntă în diferite provocări. De curând a lansat un mini curs gratuit, special creat pentru dermopigmentiștii care sunt la început de drum, pentru a-i susține cu informații valoroase în călătoria lor. Și se simte încântată să știe că a ajutat peste 1500 de persoane care au accesat aceste materiale gratuite. Mereu spun că meseria mea nu este despre a face sprâncene, ci este despre a ajuta femeile să aibă mai multă încredere în ele, să se simtă mai bine în pielea lor și să își privească chipul în oglindă cu plăcere. A mai spus Mădălina Dinu. Doamnelor și domnilor, iată în această seară premiul pentru performanță în dermopigmentare se acordă Mădălinei Dinu. Foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că ați făcut posibil acest eveniment. Mulțumesc familiei mele, celor care m-au susținut și, bineînțeles, mulțumesc femeilor care s-au lăsat pe mâna mea pentru încrederea lor. Felicitări în tot ceea ce faceți și sperăm să auzim numai lucruri bune și să vedem cât mai multe femei fericite care au trecut prin cabinetul nostru. Mulțumesc frumos! Plăcere, felicitări încă o dată! Noi mergem mai departe. Doamna dr. Raluca Chivu este medic stomatolog profesionist, al cărui țel este să se dezvolte constant. Aprofundează și învață din toate informațiile care apar pe piață, dar în același timp păstrează vechile metode și concepte care au funcționat până acum. Drept dovadă, în clinica Beauty Elite Dent, condusă de către doamna dr. Raluca Chivu, puteți avea parte de toate intervențiile într-un mediu sigur. Mai mult, aceasta își înțelege pacienții și îi ajută să depășească anumite situații pentru a-și îmbunătăți sănătatea dentară. Crezul său este că stomatologia ar trebui să fie accesibilă oricui. În această seară, premiul pentru performanță în stomatologie se acordă doamnei dr. Raluca Chivu. Mulțumesc! Sunt onorată, mulțumesc tuturor pacienților care ne trec pragul în fiecare zi, mulțumesc pentru încredere și mulțumesc tuturor colaboratorilor mei și vouă pentru că ați făcut posibil evenimentul ăsta. Felicitări încă o dată și așteptăm cât mai multe zâmbete frumoase din partea pacienților dumneavoastră. Mulțumesc! Următorul premiat, doamnelor și domnilor, este Elite Personal Trainer la unul dintre cele mai mari lanțuri de fitness din România, colaborând cu multe persoane cunoscute din lumea showbizului.
Este ambasador Under Armour în România, 3 ani consecutiv tehnician nutriționist, nutriționist pre- și postnatal, certificat în antrenamente funcționale, hipertrofie musculară, programe de scădere în greutate și nutriție, certificat în Pilates and Pregnancy, certificat în Stretch and Strength Concepts, proprioceptive neuro, proprioceptiv neuromuscular facilitation, flexibility training și nu în ultimul rând certificat în Nutrition Food Supplements and Sports. Premiul spune, premiantul de fapt, mi-am manifestat pasiunea pentru sport din copilărie practicând atletismul încă de la vârsta de 6 ani și apoi practicând sporturi de contact timp de 14 ani. Am dezvoltat prima aplicație de fitness și nutriție online din România adresată exclusiv femeilor. Creez și personalizez programe de antrenament și nutriție online, adunând colaboratori cu peste 1000 de persoane numai în anul 2020. Doamnelor și domnilor, premiul pentru excelență în fitness și nutriție se acordă în această seară lui Sergiu Sandu. Bună seara! Felicitări, Sergiu! Oricum, mai dat și pe mine puțin peste cap cu atâtea programe nebunești de care sunt, sincer, am auzit acum prima dată de unele dintre ele. Asta pentru că poate nu am urmărit foarte mult activitatea ta de după modeling. Știi că noi ne-am întâlnit de atâtea ori pe scenă, eu eram prezentatorul, tu prezentai pentru atâția designeri consacrați și din România și din străinătate. În România chiar erai modelul lui Cătălin Botezatul la un moment dat. Cum te-ai hotărât să faci asta? Cum te-ai hotărât să ajungi și alți oameni să trăiască frumos și sănătos? În primul rând vreau să mulțumesc pentru acest premiu. Pentru mine înseamnă foarte mult. Îmi certifică faptul că tot efortul depus de-a lungul anilor este apreciat în mare parte de toate persoanele. Vreau să mulțumesc în același timp tuturor oamenilor, tuturor persoanelor cu care am colaborat și mi-au oferit încrederea. În același timp, eu cred că sportul și frumusețea se îmbină foarte mult. Și oricum, cred că partea asta de pandemie pe tine te-a ajutat mai mult să colaborezi cu cât mai mulți oameni, pentru că aici am îmi scrie 1000 de persoane, dar asta ai reușit să o faci online, ceea ce mi se pare extraordinar. Anul 2020 pentru mine a fost o provocare și în același timp mi-a validat faptul că trebuie să mă reinventez. Aveam în vedere acest fapt, dar nu am avut startul. Anul 2020 m-a determinat și, să... Și uite, acum ești aici primind... Și mi-a deschis alt drum, pot să zic. Primind acest premiu pentru excelență în fitness și nutriție. Și eu spun încă o dată felicitări. Mulțumesc mult. Sper să văd online cât mai multe lucruri interesante făcute de tine. Sunt convins că o să urmăresc și eu. Acum am văzut lucruri aici care s-ar putea să mă intereseze personal. Și sper eu să te vedem și la următoarea ediție premia, de ce nu? Mulțumesc mult și vă urez o seară cât mai frumoasă. Felicitări încă o dată, Sergiu Sandu. Următorul premiat din această seară este absolventă a Facultății de Jurnalism și Comunicare, cu un master în comunicare mediatică, vânzări și publicitate. Ea se numește Ioana Cristescu și și-a creat un renume în Spania încă din anul 2016. În doar 5 ani de activitate, aceasta a ajuns la un progres uimitor. Din 2018 și-a început și activitatea ca trainer în manicură, deschizându-și o academie ce îi poartă numele Ioana Cristescu Nail Shop and Academy. Ioana are planuri mari, deoarece la sfârșitul lunii va inaugura a doua Academie în Barcelona. Mai mult, ea a fost premiată la diferitele competiții internaționale din Rusia, Elveția, Lituania și Polonia.
a organizat evenimente și cursuri pentru oameni influenți, introducând pe piața spaniolă conceptul de unghii de lux și schimbând mentalitatea celor care vedeau manicura ca pe o necesitate și nu o artă. Mi-am propus ca în noiembrie 2021 să organizez campusul Luxury, o școală cu trainer internațional care se va desfășura într-un resort exclusivist din Spania, Asia Gardens. Primul grup de campus s-a rezervat în doar 24 de ore. Am susținut cursuri în Spania, Portugalia, Anglia cu un portofoliu de peste 1000 de eleve. Deși am obținut toate aceste lucruri, sunt de părere că mai am foarte multe lucruri de învățat și mă așteaptă un drum lung în viață. Meseria aceasta este un studiu continuu în care trebuie să investești mereu și să ții pasul cu tendințele, revoluționând domeniul, a declarat Ioana Cristescu. Salonul deschis de Ioana în inima Barcelonei are tehnicieni de top care oferă absolut toate serviciile de manicure, inclusiv unghii decorate cu aur pur de 24 de carate cu certificat. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best International Nail Educator se acordă Ioanei Cristescu. Din cauza restricțiilor, o vom urmări într-un mic video. Bună seara tuturor și bun găsit! Vă mulțumesc tare, tare mult pentru invitația la această gală minunată. Din păcate, nu pot fi alături de voi datorită situației actuale, dar sper din suflet să se îmbunătățească situația și să ne putem vedea cu bine curând. Am multe proiecte pentru România. România este țara mea, chiar dacă activitatea mea se desfășoară în Spania. Și să știți că este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Și îmi doresc din suflet să avem vești bune și să ne vedem curând. Vă mulțumesc tare mult! Felicitări încă o dată, Ioana Cristescu, Best International Nail Educator. Alexandra și Ana Maria Vasile, două tinere în vârstă de 24 și respectiv 20 de ani, au construit de la zero un brand care se adresează femeilor interesate să își îmbunătățească rutina de îngrijire. Melanie Care. Melanie simbolizează naturalețe, simplitate, comunitate. Produsele Melanie au fost alese special pentru a induce momente unice de relaxare. Este locul unde orice femeie se poate regăsi pentru a avea... Pentru că toate avem o rutină de îngrijire, chiar dacă aceasta este diferită de la persoană la persoană. Melanie comercializează online, dar și în saloane de înfrumusețare, mini frigidere cosmetice și accesorii de masaj. Mini frigiderele au dublă funcție de încălzire și de răcire și sunt destinate depozitării produselor de îngrijire. Ele prelungesc durata de viață a cremelor prin faptul că răcesc la o temperatură optimă care nu îngheață, 5-10 grade. Astfel, cremele rămân fresh de mai mult timp și se previne formarea bacteriilor la suprafața acestora. A doua colecție, accesoriile de masaj din piatră naturală, este complementarea primeia, deoarece aceste accesorii pot fi depozitate în mini frigiderul cosmetic, atât la funcția de răcire, cât și la cea de încălzire, pentru un masaj cu efecte maxime. A treia colecție, Melanie, sunt globurile Cryo, accesorii de masaj din sticlă, cu formă circulară specială pentru zona sensibilă a ochilor, care, datorită lichidului special din interior, își păstrează temperatura răcită pe tot parcursul masajului. Deoarece filozofia brandului are la bază naturalețea, echipa Melanie a decis să facă un shooting doar cu fete obișnuite, nu cu modele, pentru pozele de pe website-ul lor. Am vrut ca orice femeie să se poată regăsi atunci când ne descoperă povestea. Ne dorim o legătură de durată cu femeile din comunitatea noastră, așa că ne-am propus să aducem cât mai multe din produsele inedite în viitorul apropiat, spun ele. Doamnelor și domnilor, premiul pentru cel mai inovator brand de produse cosmetice din România
Melanie se acordă surorilor Alexandra și Ana Maria Vasile. Bună seara! Bună seara, felicitări! Vă mulțumim! Am vrea să spunem câteva cuvinte. Ne face o onoare deosebită să fim aici. Am fost foarte surprinsă să primim acest premiu, deoarece suntem la început de drum. Nu este ușor să aduci un produs nou pe piața din România, dar faptul că întâlnim atâtea persoane deosebite, în fiecare zi ne-a ajutat și ne va ajuta în continuare să ajungem la cât mai mulți oameni și dorim să mulțumim încă o dată organizatorilor pe această cale pentru acest premiu minunat. Vă mulțumim! Mulțumim! Felicitări încă o dată, două surori frumoase care vor face lucruri frumoase de acum încolo. Așa promiteți, nu? Mulțumim frumos, da, felicitări. Cu siguranță! O seară frumoasă! Domnilor și domnilor, suntem la gala Ai Succes Health, Beauty and Lifestyle Awards, ediția a treia, doar aici la Le Chateau, castelul din inima Bucureștiului. Și noi mergem mai departe cu decernarea premiilor noastre în această seară și spunem așa: intensitatea este prețul excelenței. Sunt cuvintele care o definesc în tot ceea ce a creat până acum și încearcă să le implementeze și în mintea cursanților săi. Fondatoarea studioului și Academiei Veronica Borovină, ce se ocupă în exclusivitate de aplicarea extensiilor de gene, are ca scop principal mulțumirea pe deplin a clienților și susținerea în evoluție a cursanților săi. Pentru a ajunge astăzi în acest punct, ultimii 5 ani din viață i-a petrecut muncind, fără vacanțe, fără weekenduri libere, fără concedii de odihnă. 70 de ore săptămânal aplicând extensii de gene i-au adus atâta experiență încât poate să fie mândră cu ceea ce a realizat de una singură, și anume un salon cu numeroase cliente fidele de ani de zile și o academie care oferă cursuri extensii gene, ce s-a dovedit a fi de un real succes. Recomandarea Academiei vine în primul rând din evoluția cursanților cu care se mândrește. Doamnelor și domnilor, premiul pentru cel mai creativ lash artist se acordă doamnei Veronica Borovină. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc frumos. Este o onoare să mă aflu astăzi în acest proiect grandios. Vreau să mulțumesc în primul rând clientelor mele fidele de ani de zile, cursanților care m-au ales să le fiu îndrumător în această meserie. Scopul meu este de a convinge oamenii care împășesc pragul academiei că dacă muncești cu intensitate, oricine poate reuși. Vă mulțumesc mult pentru acest frumos proiect și pentru invitație. Și acest premiu este dovadă că ați reușit într-adevăr să faceți un lucru extraordinar. Da, după muncă și răsplată. Sunt mai mult decât fericită și emoționată să primesc așa un premiu. Felicitări încă o dată, iată, premiul pentru cea mai spectaculoasă ascensiune, scrie aici, Veronica, da. Borovină. A fost o spectaculoasă ascensiune pentru că, drept dovadă, în ultimii 5 ani am mutat locația de 5 ori, aproximativ de 5 ori, pentru că întotdeauna evoluția a fost mult prea rapidă și am avut nevoie de un spațiu, mai mare. Sigur, da, că da. O evoluție la care nu mă așteptam nici eu. Vă mulțumesc încă o dată. Felicitări. Doamnelor și domnilor, înainte de a afla care sunt următorii premianți în această seară, avem o altă surpriză muzicală pentru dumneavoastră. N-aș putea o numi neapărat o surpriză, pentru că este vorba despre o voce extraordinară, o prezență foarte agreabilă și aș putea spune un om care face parte din familia Ai Succes. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră în această seară, aici la Le Chateau, castelul din inima Bucureștiului, Francisca!
Bună seara, doamnelor și domnilor! Mulțumesc în primul rând organizatoarelor mele dragi pentru invitație. Felicitări tuturor persoanelor care au fost premiate, persoane de succes, așa cum spune și titlul evenimentului și numele evenimentului, I Success. Vreau să vă cânt o piesă foarte dragă mie, să încep cu o piesă foarte dragă mie și vă urez audiție plăcută. Pe suflet cu piesa asta, pentru că mi-era foarte dor. Mi-am luat o piatră de pe suflet cu piesa asta, pentru că mi-era foarte dor. Recunosc că mi-este foarte dor de evenimente, dar mulțumim ai succes pentru acest eveniment, chiar și în aceste condiții, atât de frumos și de bine organizat. Vreau să vă cânt următoarea piesă din repertoriu personal. Este o piesă pe care am făcut-o în colaborare cu Proconsul și cu Udi și sper să vă placă. Dragostea acum alunecă peste noi. Dependenți de nevoi. O simplă ceartă și iarăși s-ar scântei. Gelozia e sufletul dragostei. Credem noi, suntem dragi sau eroi. Când sărutările trezesc întrebări, ce arunci cu umbră și plăci
și pe Bodo. Ce se întâmplă în dragoste? Azi sunt înger, iar mâine sunt pacoste. Draga mea, spune-mi tu cum ai vrea. Astăzi juclarule de pentru noi doi, iar iubirea e miza când e război între noi. Deci suntem blanși amândoi, când sărutările trezesc între pări. Vreau să pot afla de ce arunci cu umbră și plăi. Doamnelor și domnilor, continuă gala noastră în această seară. Iată, doar aici la Le Chateau, castelul din inima Bucureștiului, se întâmplă gala Ai Succes Health, Beauty and Lifestyle Awards, ediția a treia. Am aflat până acum care au fost premianții până la această oră, dar după surprizele muzicale care au fost în cadrul, în cadrul spectacolului nostru, continuăm cu premiile. Și o să spunem așa, doamnelor și domnilor. A vorbit despre antreprenoriat este deja o mare provocare. Cu atât mai mult atunci când este îmbrățișat cu dăruire, curaj și entuziasm de tineri care pornesc cu încredere spre visul lor. Așa este Oana Bran. Are aproape 25 de ani și este cel mai tânăr antreprenor din zona Olteniei. Absolventa Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în prezent masterand al aceleiași facultăți, la Master Business Law. Oana Bran este make-up artist independent de la vârsta de 15 ani. Datorită dorinței sale de perfecțiune continuă, în anul 2019 înființează o companie, fiind administrator și asociat unic al unui salon de înfrumusețare, unde sunt oferite servicii la cele mai înalte standarde. În cei 10 ani de activitate, Oana a efectuat peste 5.000 de machiaje. De curând ea a înființat și Academia de Make-up Oana Bran, devenind astfel cel mai tânăr antreprenor autorizat de furnizare profesională din Oltenia. În cadrul Academiei oferă cursuri de specializare pentru această profesie frumoasă, venind astfel cu o calificare națională și internațională în sprijinul tinerilor care își doresc o carieră în make-up. Ambiția Oanei merge până la extinderea unui portofoliu de cursuri oferite și pe alte specializări. În prezent lucrează la o carte în care își prezintă pașii spre succes. Sloganul preferat al Oanei îi aparține lui Henry David Thoreau. Nu cunosc nimic mai încurajator decât capacitatea omului de a se ridica în viață prin propriile strădanii.
Doamnelor și domnilor, premiul pentru cea mai bună ascensiune de furnizare profesională din Oltenia, Academia de Make-up Oana Bran, se acordă domnișoarei Oana Bran. Felicitări! Mulțumesc frumos pentru invitație, sunt onorată să fiu aici. Este un pas foarte important și mă bucur că este doar startul în frumoasa carieră la care visez și am visat încă de când sunt copil. Și iată că se întâmplă, aprecierile vin și nu vor conteni atât timp cât veți face lucruri frumoase. Este vorba de foarte multă muncă și consider că tot timpul este loc de mai bine. Îmi doresc să mă perfecționez și am visat să fiu azi aici. Pentru mine este o onoare. Visele se împlinesc pentru oamenii frumoși care fac lucruri frumoase. Trebuie să crezi în ele și în fiecare zi să faci ceva pentru visul tău. Este perfect. Noi vă spunem încă o dată felicitări. Ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi și că am avut posibilitatea de a vă oferi acest premiu. Și să auzim numai lucruri bune despre dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Roxana Mărgineanu, următoarea premiantă în această seară, are 29 de ani și vine din Arad. După ce a fost instruită de doi traineri renumiți din Rusia, aceasta a pus bazele unei academii de manicură din Arad care îi poartă numele. După 5 ani de experiență în domeniu, a creat cursurile de manicură macroscopică și este pasionată de corectarea arhitecturii unghiilor, ce are ca principiu schimbarea aspectului acestora, dar și a mărimilor. În anul 2020, la Academie, au absolvit peste 20 de grupe de cursante care au plecat cu multe informații utile. Trainerul Roxana Mărgineanu a reușit să schimbe total tehnica de lucru, cât și tehnica de fotografie și prezentare. Școala este dotată cu aparatură de ultimă generație, cele mai moderne tehnici de nail tech, arhitectura slim, ridicarea bordului liber, migdala modernă și oval clasic vis oval modern. Dedicarea, pasiunea și disciplina sunt cele trei elemente cheie spre succes din punctul său de vedere, iar ea se află aici pentru a cuceri această industrie. Doamnelor și domnilor, premiul pentru performanță în training și manicură macroscopică se acordă doamnei Roxana Mărgineanu. Felicitări! Ce emoții! Acest mix de sentimente este foarte plăcut. În primul rând aș vrea să mulțumesc organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment în ciuda situației actuale. Au făcut o treabă bună. Aș vrea să mulțumesc echipei Creative Nails, că a avut încredere în mine, a avut încredere în proiectul Manicură Macroscopică. Este un proiect absolut nou pe piața din România, dar suntem siguri că va avea același succes ca și în Rusia. Mulțumesc frumos! Felicitări și de-abia așteptăm să vedem cliente fericite după acest proiect al nostru. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Mergem mai departe. Deși toată lumea l-ar fi văzut inginer sau economist, datorită formării părinților lui, a decis să urmeze un alt drum. Domnul dr. Cezar Sindilă a ales stomatologia, în dorința de a le aduce oamenilor zâmbetul pe buze încă din timpul studenției, el având o pasiune pentru protetică și estetică dentară, fiind absolvent al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității Titu Maiorescu din București. În anul 2016 a decis să ducă mai departe cercetarea în domeniul proteticii și esteticii dentare, prin intermediul doctoratului, înscriindu-se la școala doctorală de medicină de la aceeași universitate. În prezent, activează într-o clinică situată în inima Bucureștiului. Doamnelor și domnilor, în această seară, premiul pentru performanță în estetică dentară se acordă domnului doctor
Cezar Sindilă. Bună seara! La primul premiu, marca I Success, mi-a fost foarte greu să creez un discurs de mulțumire. Asta pentru că mulțumirea este mult mai simplu de exprimat printr-o strângere de mână sau printr-un zâmbet. Nu sunt obișnuit cu asemenea dovezi de apreciere. Dar ele trebuie să existe pentru că ceea ce faceți este la un nivel înalt și atunci cei care pot oferi astfel de aprecieri o fac, mai ales oamenilor care au reușit. Și vă numărați printre ei, de-aia vă aflați aici pentru a doua oară, iată. Vă mulțumesc. În ceea ce mă privește, fiecare premiu mă surprinde. Asta e și ideea. Dar în același timp mă și responsabilizează. Nu înainte, ci după ce primești fiecare premiu, trebuie să demonstrezi că ești demn pentru acel premiu. Vreau să mulțumesc organizatorilor, vreau să mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine și, nu în ultimul rând, echipei mele. Vă urez să aveți parte de bucuria mea. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, felicitări încă o dată și iată, deja sunteți membru la acestei comuniuni exclusiviste. Suntem împreună și mergem spre succes. Felicitări încă o dată. Fiecare zi este pentru ea o ocazie și face din imposibil o reușită. Aceasta este fraza care o descrie cel mai bine pe Tabia Tabuică. O femeie puternică, o femeie de succes, pasionată de domeniul dedicat frumuseții, mai exact de extensiile de gene, care au și consacrat-o în spațiul mondan românesc și mai mult la nivel internațional. Este un om dedicat care îi inspiră mereu pe cei din jurul său să acționeze. Este mamă, soție, antreprenor cu 3 afaceri în domeniul frumuseții pe care le conduce simultan. Tabia pare să aibă cheia succesului. Amintind că este fondatoarea primului salon specializat în extensii de gene din țară, Tabia Beauty, coordonatorul primei academii din România a extensiilor de gene, Tabia Lash Academy, și CEO al brandului Tabia Lashes, care prin calitatea și inovația produselor a cucerit țări din Europa precum Franța, Anglia, Grecia, Italia, Belgia, Elveția, dar și din SUA, ori Emiratele Arabe Unite. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Lash Academy se acordă doamnei Tabia Tabuică. Vă salut! Vă mulțumesc din suflet! Foarte frumos! Sunt puțin obișnuită cu scena. Asta e bine! Îmi place foarte mult și vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu minunat. Da, am cheia succesului și pot să mă împart. Cheia succesului este să vă relaxați și să o faceți cu plăcere. Tot ce facem trebuie să fie cu plăcere și nu mai citiți cărți, unde pe copertă veți găsi următorul lucru, cum să devii bogat rapid. Nu există, trebuie să munciți foarte mult și să vă relaxați. Asta este cel mai important. Am înțeles. Relaxare și plăcere prin muncă asiduă. O muncă care, iată, are rezultate pentru că din acest motiv vă aflați aici pe scenă unde vă place atât de mult. Felicitări încă o dată, Tabia Tabuică. V-aș lua locul puțin. Da, cu mare plăcere puteți fi parteneră. De luat locul, mai vedem. Ok, sunt de acord. Mulțumesc frumos. O zi felicitări, minunată. Felicitări. Natalia Mura este lash artist și trainer de renume internațional. Cu un deceniu de experiență, Natalia a adunat în palmaresul său numeroase realizări profesionale, premii și trofee câștigate atât de
atât la competiții din România, cât și la concursuri importante din străinătate. Totodată, de-a lungul timpului, a participat în calitate de speaker la numeroase seminarii și conferințe naționale și internaționale. Aceasta și-a început cariera în anul 2011, iar 3 ani mai târziu a dobândit calitatea de trainer. Despre Natalia putem spune cu ușurință că a fost o vizionară în domeniu și că a pus bazele acestui segment de beauty în România, aflându-se printre primii și puținii lash artiști care au început să profeseze la acea vreme la noi în țară. Pasiunea și viziunea Nataliei pentru această profesie au stat la baza carierei construite, iar plusul care a dat valoare traseului profesional a fost calitatea de medic generalist licențiat. Aceste studii ale Nataliei au contribuit semnificativ la grija pentru sănătatea clientului și la promovarea respectării principiilor medicale într-un domeniu cu totul nou în România. La baza profesionalismului Nataliei Mura stau importante titulaturi de care se bucură: cosmetician, trainer, evaluator competențe cursuri și evaluator programe cursuri, toate acestea fiind certificate și acreditate de Ministerul Educației Naționale din România. Doamnelor și domnilor, am plăcerea de a oferi premiul pentru performanță în training și aplicarea extensiilor de gene doamnei Natalia Mura. Bună! Bună! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici pe scena asta. Mă bucur foarte mult pentru premiul care mi l-ați oferit. Ce înseamnă să fii cel mai bătrân lash artist din România? Despre ce vorbim? Vorbim despre 10 ani de... Asta înseamnă experiență, nu înseamnă bătrânețe, nu înseamnă, da, experiență. Înseamnă un drum frumos, ușor greu la început, deoarece să fii pionier este greu în orice domeniu, dar este foarte frumos să faci în fiecare zi multe femei fericite, este foarte plăcut să înveți alți traineri să placă și să iubească această meserie și mă bucur foarte mult că sunt exemplu pentru foarte multe femei și vă mulțumesc încă o dată! Felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți și sunt convins că rezultatele se văd pe chipul clientelor dumneavoastră fericite. Așa cred și eu. Doamnelor și domnilor, înainte de a continua cu gala noastră, gala e succes, Health, Beauty and Lifestyle Awards, ediția a treia, aș dori să invit din nou pe scena noastră pentru o altă surpriză muzicală. Este vorba despre Ana Maria și Emilian. Prea multe zile de când nu te-am mai simțit, prea multe nopți cred că m-am obișnuit. Prea mult îmi cer să voi să tac, să trec, să te înțeleg, dar eu cu ce mă leg? Prea multe zile de când totul s-a întâmplat, puține zile de când nu m-am mai prefac, puține zile de când nu m-am mai complac. Știu că tu iubești pe cineva de fapt. Când am simțit că nu se bine inima, am renunțat la toată fericirea mea pentru a ta. Chiar dacă am lăsat să nu mai simți nimic, știu că noi doi nu avem așa mult timp. Am renunțat la toată fericirea mea pentru a ta. We'll be right back.
când mintea mea deja nu mai erai doar tu, când telefonul îmi suna în lipsa ta. Speram să fie ea, dar pe ecran era numele tău. Nu răspundeam ca să nu fac mai rău și mi-am dat seama cât de complicat e să aleg fericirea sau doar să-i fii amant. Și domnilor, continuăm gala din această seară, gala Ai Succes,
Health, Beauty and Lifestyle Awards, ediția a treia, și suntem aici în această locație superbă, Le Chateau, castelul din inima Bucureștiului. Haideți să vedem acum care sunt următorii premianți din această seară și vom spune așa. Sunt doi antreprenori de succes care au înființat compania Racebox România în august 2018. Racebox România este o companie de tuning auto specializată în mașinile premium, super premium și supercars. Și aici vorbim despre Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche și putem continua lista. Oferă o gamă largă de servicii, de la tuning aspectual la tuning motor, resoftare, evacuare și absolut orice modificare se cere. Racebox este rezultatul pasiunii și devotamentului lui Andrei Enescu și a lui Adrian Drilea și o ambiție personală, faptul că în România nu exista la acel moment o companie care să ofere toate serviciile din domeniul auto într-un singur loc și la standarde, la standardele dorite. Antreprenorii companiei Andrei Enescu și Adrian Drilea spun: în momentul de față deține multiple recorduri mondiale cu diverse proiecte care sunt fie cele mai rapide din lume, fie cele mai puternice și proiecte care au ajuns virale cu zeci de milioane de vizualizări pe rețelele de socializare. Și pentru aceasta, doamnelor și domnilor, am plăcerea în această seară să ofer premiul pentru cea mai bună companie de tuning auto din România, Racebox. Se acordă domnilor Andrei Enescu și Adrian Drilea. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Cu mare plăcere, văd că doar Andrei a venit astăzi alături de noi. Mulțumesc mult de tot. Este o onoare să fim din nou lângă dumneavoastră și sperăm să vă mai vizităm cât mai des. Da, și noi am vrea să vă vizităm cu mașinile noastre, cine știe, să facem și noi acolo un tuning drăguț. Unde vă găsim? Ne găsiți în locația nouă din Băneasa. Sau dacă vă doriți să învățați puțin tainele circuitului, vă așteptăm pe cele două. Deci putem merge și pe circuit. Asta după ce facem o mică resoftare acolo. Da, mai punem niște căluți. Oferim și lecții pentru persoanele care sunt dornice să... Asta mi se pare foarte important, că se întâmplă și în România. Cred că am discutat și data trecută faptul că avem oameni care au bani, să spun, își cumpără Ferrari și trebuie să știe să și meargă cu el, pentru că neapărat, e greu. Neapărat, e destul de greu și... Și strici mașina și pe lângă asta mai faci și alte... Ca să fie în siguranță, e mai bine să practici. Să faci un astfel de curs care se poate întâmpla prin intermediul vostru pe... Categoric. Ai spus tu, pe circuitul auto. Avem două circuite mari, foarte frumoase în țară, e și păcat de ele să nu le folosim. Sunt accesibile oricui? Adică nu trebuie să ai neapărat o mașină, nu știu de care. Se organizează periodic track day-uri deschise publicului, în afară de cursele. Asta găsim probabil pe pagina voastră de cu siguranță Instagram, o să găsiți toate detaliile acolo. Perfect, bine, felicitări încă o dată. Mulțumesc. Următorul premiat este Laurențiu Paicu, arhitect și designer de interior, absolvent și doctorand al Facultății de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Premiatul ne-a declarat: fiind arhitect, am avut privilegiul de a observa valoarea clădirilor, atât pe exterior cât și la interior. Astfel, remarcând și valorificând importanța acestora, am ales să-mi concentrez atenția pe îmbunătățirea spațiilor interioare, locuri în care ne petrecem mai mult de 85% din viață. Acumularea anilor de experiență în domeniul artei a început încă din clasele primare ale școlii de artă, urmând finalizarea liceului de arhitectură și facultatea de arhitectură ca șef de promoție. Un portofoliu generos cu peste 200 de proiecte, anii de experiență pe diverse șantiere de construcție și o prezență medie în peste 100 de reviste și articole de design interior, i-au format domnului arhitect perfecționarea desăvârșită, devenind unul dintre cei mai căutați designeri de interior din România. Având un stil aparte, o imagine eclectică și o manieră unică în manipularea mobilierului, stilurilor și a culorilor,
Premiatul nostru reprezintă un exemplu în accentuarea faptului că talentul, profesionalismul și bunul gust se pot regăsi la nivel profesional internațional și pe teritoriul României. Domnul arhitect ne-a mărturisit că în ceea ce privește proiectele de design interior realizate de mine și în și studioul meu, nu se va face niciodată abatere de la profesionalism și de la calitate, indiferent de mărimea proiectului, fie că vorbim despre o garsonieră, un apartament, o vilă cu mai multe nivele sau un hotel de 30 de etaje. Fiecare proiect este unic și individual în felul său și trebuie tratat ca atare. Proiectele noastre de design interior reprezintă o perspectivă excepțională asupra creierului nostru, o colaborare constantă între design, artă și funcționalitate. Doamnelor și domnilor, în această seară invit alături de mine pe domnul arhitect Laurențiu Paicu, căruia îi se acordă premiul pentru excelență în arhitectură și design interior. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Ai succes pentru acest premiu acordat. Este mereu o onoare și o încurajare de fiecare dată când primești un premiu. Este mereu un pas înainte și este mai presus de toate o validare în domeniu. O validare care subliniază faptul că efortul și munca depusă a fost foarte bine făcută. Mulțumesc! Asta este cel mai important și este important ca și acum, în momentele acestea de pandemie, da? Că asta ni se întâmplă tuturor, iată că recunoaște meritele oamenilor care în continuare muncesc. Nu înseamnă că gata, ne-am relaxat, suntem în pandemie, nu mai facem nimic. Absolut, absolut. Fiecare indiferent de situație, ne adaptăm situației, cu toții ne-am adaptat și noi. Continuăm, ne pregătim, exact. Acum poate avem mai mult timp de studiu. Și asta înseamnă rezultate foarte bune și pentru aceasta înseamnă premiul pe care îl primiți în această seară. Felicitări încă o dată! Mulțumesc din nou! Ana Gum este un video content creator activ în social media, cunoscută în prezent pentru canalul ei de pe TikTok cu peste 1.800.000 de urmăritori. Regizor de film și TV, ea a profesat ca asistent de regie pentru producții difuzate de ProTV și Netflix, iar nișa pe care s-a specializat ulterior a fost cea a producțiilor proprii din mediul online. Ana a reușit să dezvolte un canal de YouTube nișat pe animații 2D pentru publicul tânăr, la peste 250.000 de urmăritori, a participat la competiția națională de vloggeri Next Big Vlogger Season 2, unde a ieșit finalistă, a ajuns pe locul 27 din Europa în competiția de videouri creative organizate de music.ly în anul 2018. A câștigat challenge-uri naționale de videouri creative pe TikTok, a colaborat cu artiști coregrafi internaționali renumiți precum Matt Stefanina, Enola Bedard, Rampage the Dancer, Vanessa Seco și cu case de discuri precum Sony Music Canada, Interscope US, Global Records. Ca dansator coregraf a lucrat în promovarea unor vedete precum Tiesto, David Guetta, Morten, Smoke Purp, Marshmallow și ca influencer a promovat branduri precum Disney Channel, Antol Festival, Lipton, Mirinda, Fab Fit Fun, Dollskill, McDonald's, Alka, Filmora, Monster Energy, Celsius, HVR, Fresh Hoods, Not Available Elsewhere Store, Thriller și multe altele. Iată, în anul 2021, Ana a avut apariții TV în emisiuni precum Neața cu Răzvan și Dani Vorbește Lumea și emisiunea de weekend a lui Mircea Zara de pe Music Channel. Urmează să doboare un record mondial în luna mai și va debuta cu prima ei producție muzicală la începutul verii. O invităm alături de noi pe Ana Gum, căreia îi se va acorda premiul pentru Best Animation Vlogger.
Felicitări! Mulțumesc mult de tot pentru acest premiu echipei iSucces și urmăritorilor mei, fără de care n-aș fi putut să ajung aici. Mi-am dorit foarte mult să ajung la un astfel de o astfel de festivitate și... Iată că s-a întâmplat, da. Și asta de ce? Pentru că ai reușit să faci atât de multe lucruri, să ai succes și iată că ești pe scenă la gala iSucces. Mulțumesc! Cu mare plăcere și îți dorim succes, mai ales cu recordul pe care vrei să-l dobori în mai. Da? Sper să auzim și noi și de ce nu să ne întâlnim la următoarea ediție, unde să te premiem și pentru acest lucru. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere, felicitări încă o dată! Este avocat cu o experiență de peste 12 ani. A fost cadrul didactic universitar al Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept, pe specializările drept financiar, drept comunicar, drept comunitar, drept constituțional, drept administrativ. Una dintre ariile sale de experiență în consultanța juridică, consilierea clienților cu privire la tranzacțiile de afaceri și revendicarea răspunderii, este domeniul comercial. În paralel cu activitatea de avocatură, și-a îndreptat atenția spre publicarea unor articole în reviste de specialitate, precum și în volumele unor conferințe din România și din străinătate, în calitate de autor sau coautor cu profesori și avocați din Uniunea Europeană. Cercetarea științifică continuă să reprezinte unul din principalele sale interese, fiind implicat în proiecte de cooperare în cercetare, spre exemplu cu Universitatea din Cadiz, Spania. A fost invitat în emisiuni de televiziune pentru a lămuri cu privire la situații constituționale controversate, fiindu-i recunoscută expertiza în acest domeniu. De la începutul carierei a reprezentat companii de renume de pe teritoriul României și nu numai, reprezentând fidel interesele clienților de pe teritoriul Spaniei, Angliei, Franței, Luxemburgului și Germaniei. Avocat în baroul Brașov și baroul București, coordonează activitatea a două sedii ale biroului, al cărui titular este, fiind în prezent și lector al editurii Wolters Kluwer, activitate în cadrul căreia organizează seminarii pe tărâm de drept comercial. Într-o arie geografică în care legislația se află într-o continuă schimbare, cu impact direct asupra mediului de afaceri, dar și al vieții private, un avocat de excelență, dăruit, pasionat și perseverent, are puterea de a schimba vieți. Doamnelor și domnilor, premiul pentru performanță în avocatură se acordă domnului avocat Eugen Constantin Vidineac. Vă mulțumesc din suflet. Ca de obicei, distincțiile dumneavoastră mă onorează și mă obligă. Sper ca pe acest tărâm frumos al dreptului să putem să ajutăm cât mai mulți clienți și să arătăm că în drept, dacă există logică morală și bun simț, atunci lucrurile într-un stat de drept pot funcționa. Mulțumesc respectuos! Cu mare plăcere, felicitări încă o dată și să-i ajutați pe cât mai mulți clienți să meargă pe drumul cel drept. Așa să fie, mulțumesc! Okay. Carmen Barcan este un exemplu viu al unei femei care a reușit în viața personală și profesională, un adevărat model de urmat. După mai bine de 20 de ani de muncă în domeniul economic, aceasta a hotărât să își dedice viața unei pasiuni uimitoare. Soție fericită, mama a doi copii minunați și înconjurată de oameni remarcabili cărora le-a schimbat destinul, doamna Carmen Barcan are un motto: viața e făcută din alegeri. Practică atletismul la categoria Masters, obținând titlul de campioană națională la maraton în anul 2018 și este un promotor al unei vieți echilibrate. Consideră că prin practicarea terapiilor de redare a echilibrului emoțional, al înfrumusețării sufletului și chipului, punând accent pe naturalețe, oamenii pot fi fericiți. Totodată, cu o abordare precisă, bazată pe un concept personal, reușește să aducă zâmbetul pe chipul tuturor celor care îi trec pragul, reușind să transforme oameni prin terapii de slăbit și sculptură corporală unice în România. Doamnelor și domnilor,
Premiul pentru cel mai bun terapeut al anului 2021 se acordă doamnei Carmen Barcan. Felicitări! Vă mulțumesc din suflet, este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Mulțumesc organizatorilor, sunteți minunați, vă iubesc. Atunci când oferi, primești și primești înzecit. Vă doresc tuturor să oferiți, să oferiți din inimă pentru a fi fericiți. O seară frumoasă vă doresc. Felicitări încă o dată și ne bucurăm că sunteți alături de noi, iată, la o nouă ediție. Ai succes, iar sunteți pe podium, iar premiată și asta înseamnă că vă continuați munca pe care o faceți atât de bine. Vă mulțumesc, felicitări încă o dată. Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc, sunteți minunați. O seară frumoasă. Este o cunoscută cântăreață de muzică pop dance, actriță, fotomodel și vedetă de televiziune din România. Laura reprezintă alături de Cove emisiunea, prezintă de fapt alături de Cove emisiunea Vorbește Lumea și are un brand de cosmetice. Identitatea brandului Girls Own Cosmetics este înrădăcinată în conceptul de femeie puternică ce își cunoaște aturile și știe că poate cuceri lumea cu propriile forțe. Eforturile specialiștilor se concentrează în jurul scopului de a-i oferi acesteia uneltele necesare pentru a-și pune în valoare frumusețea naturală cu care a fost înzestrată prin introducerea unor formule nu doar inedite, ci și eficiente. Pasiunea mea pentru cosmetice și zona de îngrijire s-a născut încă din copilărie, mama mea fiind farmacist. De la ea am învățat cum se pot îmbina ingredientele și am fost mereu fascinată de cunoștințele care vin la pachet cu această meserie. Am crescut descoperind prin intermediul mamei micile secrete ale naturii și ale științei și am învățat că pentru orice problemă există o soluție. Poate fără să-mi dau seama, admirația pentru ce ieșea din mâinile ei a reprezentat startul unei provocări pe care mi-am impus-o mai târziu în viață, să am propria mea cremă. Cred că nu numai meseria de artist care prin prisma ei te plasează constant în atenția tuturor, ci simplu fapt de a fi femeie m-a făcut să dezvolt un interes deosebit pentru îngrijirea corectă a pielii. Asta declară Laura. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Artist Beauty Brand Girls Own Cosmetics se acordă artistei Laura și doamnei Florentina Văduva. Sunt foarte emoționată, mulțumesc din toată inima pentru această diplomă. Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele acolo unde este ea, știu sigur că este mândră de mine, de noi. Familia m-a susținut foarte mult, fratele meu a fost unul dintre cei mai mari susținători și iubitul meu la fel. Aș vrea să-i mulțumesc partenerii mele minunate, Florentina, pentru că e foarte important când pornești pe un drum să ai oameni care cred în tine și în nebunia ta. Și eu am găsit omul ăsta și mă bucur foarte tare că suntem aici. După 2 ani de când am creat acest brand și creștem, mulțumesc tuturor femeilor care au încredere în produsele noastre. Wow, eu nu mă așteptam să spun ceva astăzi, nu sunt pregătită deloc. Trebuie, așa cum sunteți pregătite amândouă să perfecționați această cremă despre care vorbim aici și toate produsele de îngrijire, da? Eu cred că poți să spui acum două vorbe. Este vorba despre ceea ce faci tu. Da, așa e. N-ar trebui atunci, să fie foarte greu să vorbesc despre asta, având în vedere că asta fac în fiecare zi. Perfect. Tot ce pot să spun e că mă bucur foarte mult că sunt omul care e alături de Laura pe acest drum.
Cred că e reciproc, oricum. Nici noi nu ne așteptam să se întâmple ce s-a întâmplat. E o surpriză și pentru noi, deși noi ne-am dorit din tot sufletul ca acest brand să aibă succes. Am creat, practic, ce ne-ar plăcea și nouă să găsim pe piață și nu găseam. Și nu pot să spun decât că doar începem. Ăsta e doar începutul. Și pentru asta primiți premiul în această seară. Mulțumim mult. Îl primiți tocmai pentru a continua ceea ce faceți. Felicitări încă o dată. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Felicitări. Iată, doamnelor și domnilor, ne bucurăm împreună să premiem acești oameni, care au succes în activitățile pe care le întreprind, oameni care sunt la început, oameni care fac asta de foarte mult timp și care excelează în activitatea lor. Până vom cunoaște următorii premianți din această seară, vreau să mai facem o scurtă pauză artistică, să spunem așa. Este vorba despre o altă surpriză pe care vă oferim în această seară. De data aceasta vom avea parte de dans, și anume un dans profesionist. Este vorba despre trupa Rigadon, cu dansatorii care la ediția trecută au fost 2, acum sunt 4. Răzvan Rigaleb, Raluca Țiplic, Sorin Neagu și Alina Radu pentru dumneavoastră în această seară. Sorry.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Continuăm cu gala Ai Succes Health, Beauty and Lifestyle Awards, ediția a treia, doar aici la Le Chateau. Iată o locație superbă, castelul din inima Bucureștiului. Continuăm cu premianții noștri în această seară și vom merge mai departe cu Andreea Susan, care este o tânără din Alba Iulia, care a reușit recent performanța unei recunoașteri la nivel mondial în domeniul beauty. A câștigat primul loc la categoria microblading, reconstrucție sprâncene fir cu fir, tehnică manuală, la concursul Vulop, Istanbul, Turcia. În spatele acestei recunoașteri sunt multe ore de muncă, ambiție și, nu în ultimul rând, talent. Este un moment de referință, atât pentru domeniul profesional, local, cât și pentru cel național. Primul curs la care am participat a fost de machiaj și nu neapărat din dorința de a profesa. Îmi doream să învăț să mă machiez pe mine într-un mod exemplar. Mereu m-am simțit atrasă de activități de acest fel și mă bucur că m-am lăsat purtată de intuiție. Atunci a început totul. Mi-am dat seama că îmi place mult și am continuat. Dragostea pentru sprâncene am cunoscut-o câteva luni după, când modelele mele au început să vină nepensate la machiaj și mă rugau insistent să le smulg măcar câteva fire. La început le refuzam, de teamă să nu le stric sprâncenele. Dar după mai multe întâlniri și insistențe, am cedat. Am început să pensez fără să-mi dau seama și ele erau absolut fascinate de forma nouă, numărul lor creștea și din modele s-au transformat în cliente. Îmi spuneau că așa frumos nu le-a mai pensat nimeni, niciodată. Atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să cresc această nouă pasiune a mea și am început să mă interesez despre cursurile de micropigmentare, a povestit aceasta. În prezent, Andreea a ajuns la performanța de a preda cursuri individuale de micropigmentare. Doamnelor și domnilor, premiul de excelență în microblading se acordă Andrei Susan. Bună seara! Bună seara! Mă simt onorată să mă aflu pe această scenă în seara asta. Mă bucur că pasiunea mea a ajuns la acest nivel. La momentul la care este apreciată și în această seară te afli pe scena Gala Ai Succes primind acest premiu. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere, noi te felicităm și sperăm să mergi mai departe și să fii mereu sus acolo, pe prima treaptă a podiumului, cum se spune, și să aflăm de la clientele tale că ceea ce faci tu este extraordinar. Sper să reușesc încă un obiectiv acum, mare, să mă mai invitați încă o dată. Sigur că da, cu mare plăcere, felicitări încă o dată. Mulțumesc! A făcut carieră timp de 15 ani ca fotbalist în 3 țări diferite, România, Ungaria și Israel. A fost cel mai tânăr președinte de club, la doar 32 de ani, a devenit rapid unul dintre cei mai respectați agenți de jucători din România și un om de afaceri sclipitor. De numele lui Bogdan Apostu se leagă succesul, indiferent de domeniul sau area în care activează. Cu un spirit de lider bine dezvoltat în cei 15 ani petrecuți în fotbalul profesionist, Bogdan Apostu și-a continuat ascensiunea și în domeniile după viața de fotbalist. A fost președinte de club la Academia Academica Clinceni la 32 de ani, când cu un buget infim, o treime din ceea ce dețineau cele mai bogate cluburi ale vremii din Liga a doua, s-a bătut de la egal la egal cu Rapid, Bacău sau Farul. A trecut apoi de la meseria de manager general la cea de agent de jucători. În scurt timp a devenit ținta celor mai importante ziare de sport din România sau a televiziunilor de profil. A dezvoltat un portofoliu bogat, a ținut capul de afiș cu transferuri
notabile și a atras ca un magnet interesul fotbaliștilor. Are în mâini destinele a peste 200 de jucători, peste 100 de familii din zeci de țări diferite, a dezvoltat una dintre cele mai apreciate agenții de impresariat din Europa de Est, Fusion Group Agency, cu extensii în Brazilia, Portugalia și Cipru. Este invitat constant la cele mai importante congrese ale intermediarilor din Europa, unde participă nume sonore de agenți ce dețin în portofoliu fotbaliști precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Neymar. A realizat peste 300 de transferuri la cel mai înalt nivel, este cel mai activ intermediar din ultimii ani de pe teritoriul țării. Vorbim despre Bogdan Apostu, drept agentul preferat de cele mai importante cluburi din România și nu numai. Recent a pătruns și a dezvoltat o afacere de succes în domeniul Beauty and Wellness, The Clinic Herastro. Succesul s-a ținut cai de numele Bogdan Apostu, iar clinica din zona Băneasa a devenit preferata publicului feminin și nu numai. La doar 38 de ani, Bogdan Apostu deține cu siguranță rețeta succesului rapid și transparent, lucru care îl ține în lumina mass media, invitat constant la emisiuni cu tematică sportivă și nu numai. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Beauty Concept se oferă The Clinic Herastro domnului Bogdan Apostu. Da, în primul rând vă mulțumesc, este o distincție onorantă pentru mine. Mă bucur că pot să fiu aici cu voi pe scenă. O să vorbesc și despre The Clinic Herastro, clinica pe care am creat-o împreună cu partenerul meu, George Rotariu, care este și patronul Bitcoin România și cu care am creat această clinică în vara anului trecut și care în scurt timp a devenit una dintre cele mai cunoscute clinici de remodelare corporală din București, lucru care ne bucură foarte tare. Practic am fost doi nebuni care au dorit să demonstreze că poți să reușești în orice domeniu, atât eu cât și George ne-am dorit foarte tare să ducem această clinică la un alt nivel și iată că am reușit. După ce eu în ultimii ani am realizat probabil cele mai multe transferuri din fotbal românesc, iar George la rândul lui a ajuns numărul 1 pe partea de Bitcoin, mă bucur pentru că pot să primesc acest premiu și dacă îmi permiteți o paralelă scurtă, ca să ai succes trebuie să ai încredere. Vă mulțumesc! Așa este, într-adevăr, și ați avut succes unul în celălalt și iată că ați ajuns aici la momentul la care sunteți apreciați, primiți premii, sunteți la gala Ai Succes și sperăm noi și la alte gale să fiți apreciați pentru ceea ce faceți. Felicitări încă o dată! Mulțumim! Construirea imaginii unei persoane de succes se face zilnic, cu muncă și seriozitate asiduă. Cu o viziune înaltă și cu un plan sustenabil, se poate ajunge pe cele mai înalte culmi ale vieții, iar dacă în planurile tale poți include și ajutorul celor din jur, înseamnă că ai aflat secretul existenței tale. Numele următorului câștigător este Cătălin Carabelea. Este din Constanța și visul său este să devină speaker motivațional. Este convins că poate aduce valoare adăugată vieții celor din jur prin lucrurile pe care le face. Încearcă să descopere în fiecare zi cea mai bună versiune a sa și motto-ul lui este: fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Este nevoie să credem în noi, este obligatoriu să lucrăm la dezvoltarea noastră și cel mai important să lăsăm testament cunoștințele noastre care să-i ajute pe cei care au nevoie. Cred cu tărie că voința omului este cel mai puternic aliat și dacă disciplina și seriozitatea te caracterizează, succesul este garantat. Viața va găsi mereu cele mai frumoase forme prin care te va recompensa pentru efortul depus, mai declară acesta. Doamnelor și domnilor, premiul de originalitate în dezvoltarea personală și public speaking se acordă domnului Cătălin Carabelea.
Mulțumesc frumos pentru acest premiu. E o recompensă minunată din partea dumneavoastră. Mi-am descoperit acest vis acum 9 ani de zile. Eram într-o situație, într-o parte a vieții în care aveam mare nevoie de suport și aport emoțional și am pornit în căști, cum le spun, în galene, cum zicea mamaia, le băgam în urechi și pentru că sunt și antreprenor și drumul a fost foarte dificil înainte, a trebuit să mă motivez de ceva și am descoperit un speaker motivațional, Les Brown, care nu numai că mi-a impactat viața, ci mi-a schimbat-o. Mi-a schimbat-o pentru că îmi doresc foarte mult să parcurg acest drum al speaking-ului motivațional și dacă pot să impactez pozitiv mulți tineri sau mulți oameni în viața mea, înseamnă că venirea pe lumea mea își are rostul ei și cel mai important este să oferi celui de lângă tine ce-ți dorești tu însuți. Dar ceea ce-ți doreai tu, ai găsit în publicul care te ascultă de fiecare dată? Totul e relativ, uneori da. Ca să ajungi, ai spus că visul tău a fost acela de a deveni speaker motivațional. Energia de care aveai nevoie pe scenă, ți-ai găsit-o în publicul care a fost alături de tine? De cele mai multe ori publicul este foarte drăguț și te ambiționează și îți dă imboldul acela ca să nu te faci, să nu-ți simți stracul exact pe scenă. Spun asta pentru că și eu simt același lucru când sunt pe scenă, mai puțin astăzi și ediția trecută când, iată, facem evenimente în pandemie și publicul nu există deocamdată, ceea ce mi se pare îngrozitor pentru noi. Așa este. E cel mai important public în toate ariile existențiale, dar dacă nu trăiește în tine sentimentul de dorință puternic, eu cred că poți vedea 5.000 de oameni aici în fața noastră. Absolut. Și faptul că îi putem vedea în spatele, pe online, să spunem așa, dar în spatele calculatorului sau de unde ne urmăresc, eu zic că este deja un lucru în plus. Da. Îmi doresc foarte mult să îmi scot din interior această voce pe care simt cu siguranță că o am și să dea Dumnezeu să trecem peste perioada aceasta de restricții, de să ne putem să întâlni trecem, cu să toții. Vedem cât de repede. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc frumos. Ana Claudia Grigore, alias Ruby, este una dintre cele mai carismatice și spectaculoase artiste din România. A simțit chemarea muzicii încă din adolescență, ceea ce a făcut-o să urmeze liceul de muzică Dinu Lipati, la secția Arta Spectacolului. După liceu a lucrat în domeniul jurnalismului. Pe lângă cariera muzicală, Ruby a reușit să impresioneze și în televiziune, ajungând în finala show-urilor Sunt celebru, scoate-mă de aici, Dansez pentru tine, Splash, vedete la apă. Ruby impresionează publicul prin energia debordantă pe care o posedă, captând atenția imediat cum pune piciorul pe scenă, fără niciun efort. Un talent născut, o pasiune covârșitoare, o ghidează și îi insuflă adevărul neobosit, care îi face pe oamenii prezenți la show-uri să o adore pe frumoasa brunetă. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Artist Style se acordă artistei Ruby! M-ați copleșit cu prezentarea, ce pot să mai zic eu acum. Vă mulțumesc tare mult. Este o onoare și o bucurie, mai ales în vremurile astea în care puține sunt ocaziile în care mai ieșim din casă și mai sărbătorim ceva. De aceea trebuie să profităm la maxim. Trebuie să profităm la maxim și sunt tare bucuroasă că sărbătoresc aici alături de voi. Sunt tare bucuroasă. Sunteți, cred că, singurii care încă mai reușesc să țină astfel de evenimente și sunt... Noi ne bucurăm de acest lucru, dar sperăm totodată să nu fim singuri, să mai facă și alții, pentru că trebuie să se întâmple aceste evenimente. Trebuie să se întâmple, dar trebuie să găsim mai multe motive să sărbătorim, pentru că orice ar fi viața este frumoasă și orice ar fi lucrurile vor reveni curând la normal și va fi tot. Și nu de alta, dar așa cum am mai vorbit și cu alt premiat, voi nu v-ați oprit din munca voastră, din ceea ce faceți și atunci ferește. Trebuie avem, să fiți apreciați. Avem mai mult timp să ne concentrăm pe ceea ce ne place, avem mai mult timp să ne pregătim pentru vremurile pline de evenimente ce și vor urma. De public, publicul minunat. Și pline de public, care... da, abia aștept, mulțimea o să fie nebunia, în delir, da. Data viitoare, sunt convinsă. Vă mulțumesc tare mult, este, după cum v-am zis, o bucurie și
Doamne ajută! Și noi ne bucurăm că ești alături de noi, arăți extraordinar astăzi, așa cum reușești să o faci de fiecare dată. Îți mulțumesc tare mult și bine că mi-ai amintit, trebuie neapărat să-i mulțumesc pentru că îi datorez mare parte din imaginea și din stilul și din lucrurile mele. În general, le datorez stilistului meu, Ionuț Dimache, care chiar și ea s-a ocupat de la 8 dimineața aleargă ca să-mi creeze ținuta perfectă și a venit cu vreo 3 variante. Îi mulțumesc că are răbdare cu mine, sunt cea mai dificilă persoană de pe planetă și... ce să zic? Mulțumesc vouă că v-ați gândit să-mi dați un motiv de bucurie. Cum să ne gândim, Ruby? Felicitări încă o dată. Multe fete frumoase aici. Doamne, să știi ajută, că m-a copleșit frumusețea de la intrare. M-am întâlnit la intrare cu Laura și cu Francisca. Acum am văzut-o și pe Carmen. Nu mai frumusețe. Uite, mi se face pielea de găină. Vorbesc mereu din suflet. Și mă bucur tare mult când văd fete frumoase și oameni frumoși și oameni bucuroși. Dor nici să sărbătorească și să petreacă. Mâinile sus acolo! Toată lumea mâinile sus! Mulțumim, e în delir! Vă mulțumesc. Felicitări mult! Felicitări încă o dată! Gata, că dacă mai stau mult cu microfonul... Poți să mai stai, nu-i problemă, pentru că oricum... Sunt nevorbită, necântată, ce mai faceți, ce mai ziceți! Te las, te pup! Pa, pa! Pa, pa! A fost Ruby! Felicitări încă o dată! Elena Gondoș este o femeie antreprenor de succes, în continuă ascensiune pe scara profesională, spirit liber și inovator. Cunoscută pentru originalitatea proiectelor pe care le desfășoară în cadrul școlii sale private de muzică, aceasta se remarcă prin eleganță și naturalețe în atitudine. Un exemplu de ambiție, studiu și perseverență ce ne îndrumă să credem cu tărie că doar prin muncă și sacrificiu îți poți îndeplini visele. Soție și mamă a unui băiețel pe care l-a lintă prețiosul, Carol, îmbină armonios dragostea față de carieră și familie. În plus, Elena joacă și în serialul 6. Academia de Talente, ce îi poartă numele, în cadrul căreia este director și fondator din 2012, a fost premiată cu sute de diplome de excelență, brevete de promotor al talentelor și locuri întâi. Cu standarde înalte a devenit cunoscută pentru originalitatea proiectelor pe care le promovează alături de nume mare ale industriei muzicale. Se îndreaptă sârguincioasă spre cunoașterea determinării de lungă durată, cu răbdare și constanță în seriozitate. Elena consideră cu tărie că atâta timp cât va găsi lucruri pentru care inimile oamenilor bat, misiunea sa ca și promotor al artei este pe cale de împlinire. Își îndeamnă cunoscuții să facă lucrurile cu patos și cu dragoste, să își exploreze mai întâi sinele pentru a reuși să dea mai departe toate capacitățile minunate cu care au fost înzestrați. Stabilă în planuri și decizii, consideră că anul 2021 va fi unul de succes. Prin unicitate, creativitate și o continuă dezvoltare artistică, garanția reușitei va fi iminentă. Doamnelor și domnilor, premiul de excelență în artă pedagogică, a tehnicii vocale, interpretative, cea mai bună Academie de Muzică din Iași se acordă doamnei Elena Gondoș. Vă mulțumesc, este o onoare și sunt foarte fericită că mă aflu printre premiați în al treilea an consecutiv. Într-adevăr, a fost o perioadă plină de provocări, plină de impedimente, însă mă bucur tare mult că printre noi se află cei care au îndrăznit să viseze, se află oameni cu adevărat curajoși, care au demonstrat prin încăpățânare că atunci când iubești cu adevărat ceea ce faci și o faci cu determinare, cu dragoste și pasiune, imposibilul devine posibil, chiar și în 2021. Aceasta este comunitatea ai succes, din care și dumneavoastră faceți parte. Și vă mândresc cu asta. Vă mulțumesc! Felicitări încă o dată! Lucrează de la 19 ani în televiziune și prezintă în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 emisiunea
Zile cu stil la TVR2. A colaborat la realizarea și a unor proiecte mari, printre care Cervul de Aur și Eurovision. Pasiunea pentru televiziune a început când a pășit pentru prima oară în curtea TVR-ului. A participat la un casting pentru un sitcom la TVR2, l-a câștigat și așa a început povestea ei. Pentru că era teamă să fie în fața camerelor, a decis ca mult timp să rămână în spatele lor ca producător TV. În această perioadă a ales să știe cât mai multe despre domeniul care o fascina și a urmat o școală de televiziune. În anul 2016, după ce a participat la o cunoscută emisiune concurs dedicată modei, Alina Ionescu a primit propunerea să revină la TVR pentru a fi gazda agendei Cerbului de Aur, care a fost pe TVR1 în acel an. Eu cred în destin, așa s-a întâmplat și în cazul acesta. După ce s-a terminat concursul, am primit propunerea din partea TVR și am fost fericită să mă întorc acolo de unde am pornit, afirmă aceasta. Despre emisiunea pe care o realizează în fiecare sâmbătă la TVR2, Zile cu stil, Alina Ionescu spune că atunci când ai șansa să faci ceea ce îți place, nu se consideră că muncești. Iubesc ceea ce fac și muncesc foarte mult și cu plăcere pentru emisiunea pe care o realizez. Este una dintre cele mai stilate și elegante prezențe ale show-ului, showbiz-ului românesc. O vom vedea și în această seară și o invit alături de mine pe doamna Roxana Alina Ionescu, căreia îi mânăm premiul pentru cea mai bună emisiune de fashion, Zile cu stil. Dacă sunt emoționată din mai multe motive. Unu, clar am luat premiu, doi, te revăd după atâta timp, iar trei, port o roche de seară după aproape un an de zile. Nu știu de ce să tremure. Bucuria oricum să știi că este de partea mea, faptul că te revăd după atâția ani, după ce am colaborat cu succes pe scenele modei românești. Cât despre fashion, cred că m-a ales de când eram foarte mică. Tu știi foarte bine că noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Absolut, și ar fi fost o mare pierdere dacă ai fi renunțat la zona asta. Îți mulțumesc din suflet. Televiziunea, așa cum ai spus și în descriere, m-a ales pe mine. Țin să împărtășesc telespectatorilor mei nuanțe, pentru că nu este despre fashion. Lifestyle-ul este o nuanță și nuanțele care ne stau nouă bine. De obicei, țin să le spun oamenilor că moda trece, însă stilul rămâne, iar stilul se adaptează după fiecare. Oricum, nuanța pe care ai ales-o în această seară îți stă foarte bine. Nuanța de negru este nuanța mea fericită, Claudiu. Da, mă refeream la rochia aceasta extraordinară pe care o porți în această seară. Da, tu știi să o porți atât de bine și să o pui în valoare. Nu pot decât să te felicit pentru emisiunea ta. Sper să mă invit și pe mine. Îți mulțumesc, vei fi invitat la una din ediții. Să discutăm despre fashion sau despre orice altceva. Ești invitat, uite, promit aici în fața oamenilor. De 6 sezoane avem Zile cu stil în fiecare sâmbătă pe TVR2. Iar faptul că am primit acest premiu înseamnă că facem un lucru bine. Pentru asta îi mulțumesc echipei mele și televiziunea rămâne pentru șansă. Felicitări. Mulțumesc și eu, o seară frumoasă. Zile cu stil, cea mai bună emisiune de fashion. Este o apariție exotică în showbizul românesc și prezintă emisiunea Star Matinal de weekend de la Antena Stars. Exotica prezentatoare este o femeie extrem de talentată, dar și o familistă convinsă. Nasrin Ameri impresionează de această dată cu aparițiile sale impecabile și spectaculoase. Aceasta așa obișnuit publicul și urmăritorii de pe rețelele sociale cu stilul său vestimentar și cu aspectul plăcut. Un lucru este evident. Nasrin Ameri este o prezență senzațională, iar aturile sale fizice atrag toate privirile atunci când se află prin preajmă. Doamnelor și domnilor, iată, am din nou deosebită plăcere să acord premiul pentru cea mai originală prezentatoare TV, ce îi revine, bineînțeles, lui Nasrin Ameri. Bună seara și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu. Ce să spun, de 7 ani de zile, mai exact anul acesta, se împlinesc 7 ani de când realizez și prezint emisiunea Star Matinal de la
Antena Stars. Prin foarte multe schimbări, prin foarte multe provocări am reușit să ajungem până aici, cu multe performanțe, cu interviuri exclusive. Și da, le mulțumesc celor de acasă, pentru că nu țin cont de oră, nu țin cont de zi. De la prima ora dimineții ne-au demonstrat că vor să râdă, vor să se informeze, vor să fie alături de noi într-un număr mare și pentru acest lucru mă înclin și le mulțumesc din suflet încă o dată. Și cu mențiunea că suntem în fiecare zi, nu doar în weekend, mai exact de miercuri până duminică. Și este, miercuri până duminică, într-adevăr. Este o bucurie și mai mare. Cred că după 7 ani de zile, dacă cineva spune că ești un om original în ceea ce faci, e lucru mare. Dacă primești un premiu în care ți se spune că ești cel mai original, atunci încă o dată vă spun că e o bucurie imensă și vă mulțumesc. Și ne vedem de la ora 8. Da, de miercuri până duminică, da? De încă o dată. Până... Și la Star Magazin chiar. Și la Star Avem Magazin ne întâlnim cu Ameri. Felicitări. Mulțumesc din suflet. O prezență la fel de agreabilă ca tuturor doamnelor și domnișoarelor care ne-au urcat astăzi pe scenă. Ne bucurăm că ești alături de noi și că am putut să îți apreciem munca. Mulțumesc din suflet și felicitări vouă și organizatorilor pentru acest eveniment. Știu că nu este deloc ușor și Doamne ajută ca la următorul să fim așa într-un număr cât mai mare, să fie cum ne dorim. Să avem public. Așa să fie. Mulțumesc din suflet, okay. Și o seară bună. Artista Carmen va primi astăzi premiul Best Artist Lifestyle. Cine nu o cunoaște pe Carmen? Carmen Simionescu, cunoscută sub numele de scenă Carmen, este o cântăreață de muzică pop și R&B din România. Deși se bucură de o carieră de succes, Carmen este foarte dedicată vieții de familie, dovadă fiind faptul că are grijă constant de fetița ei și se asigură că și tatăl copilului primește atenția necesară. Frumoasa brunetă este foarte activă în mediul online, unde are foarte mulți urmăritori, pe care îi surprinde zilnic cu fotografiile inedite cu familia sa, fanii fiind fermecați de micuța Sofia Maria Rosa. Vedeta se poate declara o mamă împlinită, de vreme ce are o căsnicie perfectă și o fetiță adorabilă, dar se bucură și de un succes răsunător în industria muzicală. Și pentru aceasta, iată, în această seară, la gala Ai Succes! Health, Beauty and Lifestyle Awards, acordăm premiul pentru Best Artist Lifestyle artistei Carmen. Bună seara și bine v-am găsit. În primul rând trebuie să vă recunosc că am foarte mari emoții. Pot spune că mi-am ieșit din mână. Emoțiile m-au cuprins ca prima dată când m-am urcat pe scenă, dacă vă vine să credeți, eu chiar sunt impresionată. Asta ne-am dorit și chiar am urmărit, să știi, la toți cei care au urcat pe scenă și am zis, măi, e pandemie, poate lumea s-a mai liniștit sau mai relaxat, sau... dar nu, aceleași emoții sunt aici pe scenă, chiar dacă nu avem publicul larg care să țipe, să urle acum pentru că și-au văzut artistul favorit și care primește premiu, dar să știi că emoțiile au fost la toți. Mai devreme am avut ocazia să împart câteva vorbe cu Ruby. Și ne spuneam că avem emoții foarte mari pentru următoarele concerte, pentru că va fi din nou ca prima dată. Ca la început, exact. Exact. În schimb, ne bucurăm foarte tare de timpul pe care îl avem să facem repetiții, să construim tot ce putem pentru mai departe și să ne așezăm cumva lucrurile pentru viitorul care urmează. Doamne ajută să fie un viitor cu cât mai multe evenimente și cu cât mai multe momente frumoase, pentru că sunt foarte bucuroasă că am avut ocazia să iau parte la un eveniment în plină pandemie. Să-i spunem pe nume că asta se întâmplă și... Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu, mă simt onorată. Mulțumesc organizatorilor și în special vreau să-i mulțumesc fetiței mele, care mi-a dat un restart. Putere. De fiecare dată putere, da. Și noi ne bucurăm și eu mă bucur personal că am putut să fiu aici alături de tine și să îți ofer prin intermediul organizatorilor acest premiu, mai ales că, nu știu dacă tu îți mai aduci aminte, dar eu te știu de când erai foarte, foarte mică și ai început să faci un curs de manechin la o agenție de modele nu acum foarte cred. Mulți ani.
O să spun și numele dacă aș vrei, vrea ca oamenii, aș vrea ca oamenii să știe de acea experiență. Ai venit cu tatăl tău atunci? Fiind foarte, foarte mică, îmi doream să fac ceva înainte să cunosc muzica și înainte să descoper această pasiune. Și mă pasiona foarte tare arta, atât în modeling, cât și în fashion, cât și în dans, pictură, desen, tot mă pasiona, știi? Și primul meu pas către modă a fost venind la agenția despre care tu vorbești. La Unirea, dacă îți mai auzi aminte, da? Da, mă bucur. Perfect. Mă bucur. Bine, felicitări, mă mulțumesc bucur că frumos. Ai reușit să faci ceea mulțumesc ce mulțumesc și mulțumesc și echipei mele care de fiecare dată mă susține și mă ajută să vă mențin așa pozitivă, pe putere, pe picioare și în putere. Felicitări, Carmen. Mulțumesc frumos. Următorul premiu se acordă companiei Sportsai One pentru inovație în domeniul psihologiei performanței umane, concretizată în platforma de antrenament mental Brain IQ și testul de performanță sportivă Sportsai Profile. Fondatorii Sportsai One, Silvio Niță și Tiberiu Simulescu, au fost, așa cum ei înșiși declară, mereu fascinați de psihologia umană și mai ales de psihologia performanței umane. Experiențele lor cumulate s-au concretizat în crearea acestei companii inovatoare care are drept scop susținerea performanței umane în vari domenii, precum sport, educație, business. Au țintit mereu spre a face lucruri cât se poate de bine, să ajute oamenii să facă performanță, atât în domeniul personal cât și profesional, iar rezultatele lor sunt pe măsura efortului depus. Produsele inovatoare create, precum platforma de antrenament mental Brain IQ și testul de performanță sportivă Sportsai Profile, dar și serviciile de psihologie a performanței și analiza comportamentală oferite de-a lungul timpului oamenilor care au fost alături de ei, fac din Sportsai One cea mai de succes companie în domeniul fascinant al creierului și al comportamentului uman. Doamnelor și domnilor, premiul pentru inovație în domeniul psihologiei performanței umane, compania Sportsai One se acordă domnilor Tiberiu Simulescu și Silviu Ioniță. Bună seara din Armenia. Sunt Silviu Ioniță, mental coachul echipei naționale de fotbal a României. Din păcate, în această seară nu pot să fiu alături de dumneavoastră. Sunt în cantonament cu echipa națională și ne pregătim pentru confruntarea cu Armenia. Totuși, pe această cale, aș vrea să vă mulțumesc pentru nominalizarea la acest prestigios premiu. Și în același timp să-mi exprim și fericirea și mulțumirea pentru valorizarea muncii noastre pe care am depus-o în cadrul companiei Sportsai One de atâția ani, pentru dezvoltarea de servicii și produse inovative care să ajute oamenii în dezvoltarea lor personală și profesională. Am să las pe colegul meu Tiberiu Simulescu să primească acest premiu din partea dumneavoastră și să vă urez din nou toate cele bune din Armenia. La revedere! Bună seara! Felicitări încă o dată pentru premiul obținut. Voiam să vă întreb înainte de a spune ceva. E atât de greu meciul cu Armenia? De era așa serios? Toate meciurile sunt grele. Da? Adică șansele sunt 50-50? În normal ar trebui să învingem, nu ar trebui să fie o problemă, zic și eu. Dar trebuie să avem grijă. Am înțeles. Vă rog. Vă mulțumesc frumos pentru acest premiu. Este o bucurie, atât la nivel personal, dar și pentru faptul că în sfârșit în România este apreciat și valorizat acest domeniu în care noi lucrăm. Din păcate, puțină lume știe ceea ce facem noi cu adevărat și ce performanță am avut. Sper însă că odată cu acest premiu și cu acest eveniment, lumea să afle mult mai multe și mai departe să încerce să facă performanță fiecare în domeniul care activează. Ne bucurăm că vă ajutăm în acest sens, ca iată astfel lumea să afle și mai multe despre ceea ce faceți. Ne bucurăm că am putut să vă apreciem munca,
în această seară și sunteți aici pe scena galei Ai Succes Health, Beauty and Lifestyle Awards. Mulțumim frumos! Și dumneavoastră, faptul că sunteți premiați înseamnă că faceți bine ceea ce faceți și trebuie să continuați. Cu siguranță, și voi la fel faceți bine ceea ce faceți și sper să ne revedem. Ne revedem cu siguranță. Mulțumesc frumos. Felicitări. Absolventa Facultății de Medicină din Craiova a făcut stagiile în chirurgie și rezidențiat în obstetrică, ginecologie, după care a susținut examenele de specialist la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Cursurile postuniversitare de sănătate a reproducerii, ca și stagiile desfășurate la Spitalul Cantonal Universitar al Facultății de Medicină din Geneva, Elveția, au contribuit la completarea cunoștințelor de specialitate, iar colaborarea cu experți ai Organizației Mondiale a Sănătății cu sediul la Geneva au făcut posibilă apariția uneia dintre primele cărți de contracepție editate în România. Diploma de doctor în științe medicale a fost obținută pentru diagnosticul precoce al cancerului ginecologic, cu cea mai mare mortalitate și simptome înșelătoare, boală crâncenă care lovește femeile din România, și anume cancerul ovarian. Cariera universitară desfășurată pe o perioadă de 20 de ani a permis împărtășirea cunoștințelor de specialitate studenților din anul 6 al Facultății de Medicină din Craiova, medici rezidenți, dar și tineilor specialiști la Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii. Activitatea publicistică de specialitate cuprinde 16 cărți și peste 80 de articole și studii publicate în țară, dar și în străinătate, în limbile engleză și franceză. Participarea la conferințe și congrese internaționale și naționale. De 9 ani face parte din echipa Spitalului Madonna Maria, prima maternitate privată din Craiova cu aparatură medicală de top și personal medical dedicat și competent, locul în care mii de mămici fericite au ales să-și aducă pe lume copiii. Doamnelor și domnilor, premiul pentru performanță în medicina materno-fetală, Spitalul Madonna Maria, se acordă doamnei dr. Leontina Șurtea. Plăcere, felicitări! Mă simt onorată pentru atenția pe care ați acordat-o specialității noastre, obstetrică ginecologie, și pentru acest deosebit premiu, pentru care vă asigur că noi am muncit foarte mult. Este vorba de echipa maternității Madonna Maria din Craiova, prima maternitate privată din regiunea Oltenia, care a avut într-adevăr o serie de performanțe foarte, foarte bune. Sunt mii de copii care s-au născut în condiții foarte bune, mii de mămici care s-au născut, mii de mămici care au ales să care au ales să-și aducă pe lume copilașii în condițiile deosebite pe care le oferă această maternitate. Au născut foarte ușor, probabil în condiții foarte bune, și au fost fericite până la final, că asta este ideea. Acesta a fost un vis care a fost realizat după o perioadă destul de îndelungată, deoarece la început, atunci când am avut posibilitatea să vizitez și să lucrez într-o maternitate din străinătate, mai precis în frumosul oraș Lyon din Franța, mi-am zis că trebuie să aducem un colț din Franța și în România. Și mă bucur că împreună cu o echipă foarte sudată și competentă și cu oameni foarte bine pregătiți, am fost în stare să realizăm acest vis al meu, pe care l-am avut cu mai mulți ani în urmă, și acum deja avem o vechime de 9 ani în această maternitate. Dispunem de o echipă de medici tineri și poate și mai puțin tineri, care sunt
extrem de bine pregătiți, dedicați meseriei acesteia și care pun foarte mult suflet în desfășurarea activității medicale, pentru că a fi medic nu înseamnă numai a dispune de aparatură de specialitate, numai de a dispune de condiții optime de desfășurare a activității medicale, înseamnă să fii preocupat și dedicat acestei meserii. Să devii specialist pentru a putea lucra cu acele aparate, sigur. De aceea acest premiu mă onorează nu numai pe mine, ci pe întreaga echipă a maternității Madonna Maria. Și îl voi duce acasă cu foarte multă mândrie și sunt sigură că acest premiu va bucura pe toți colegii mei de acasă. Ne bucurăm că am putut să facem acest lucru și să vă apreciem munca și vorba aia, ceea ce faceți acolo este atât de important, aduceți pe lume vieți. Noi vieți, copii sănătoși, copii care se vor bucura de această viață doar pentru că s-au născut acolo la Madonna Maria. Felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți. Mulțumim, mulțumim foarte mult. E-Clinic Aesthetics, cea mai bună clinică cu proceduri non și minim invazive din vestul României, promite obținerea perfecțiunii. Pasiunea pentru frumos ghidează pașii specialiștilor la fiecare procedură. Deschisă în urmă cu aproximativ 3 ani, clinica și-a dezvoltat și perfecționat tehnicile la nivel european. Misiunea specialiștilor E-Clinic Aesthetics este că fiecare femeie să se simtă incredibil de frumoasă și încrezătoare încă de la prima vizită în clinică. Valorile acestora sunt strâns legate de frumos, dar și de respectul pentru feminitate, așa că serviciile lor îmbină cele mai înalte standarde calitative, atât în privința procedurilor, cât și a relației cu fiecare pacientă. Alina Panaite este o mamă și un om de afaceri desăvârșit. A absolvit Facultatea de Relații Publice și Comunicare Babeș-Bolyai din Cluj și are o experiență în management de peste 10 ani. După ce a activat în domeniul imobiliar, a deținut un lanț de magazine, iar acum clinica E-Clinic Aesthetics, în care s-a dedicat cu totul în ultimii 3 ani. A devenit o pasiune mai mult decât orice. Alături de Alina se află și doamna dr. Gianina Varsendan, medic primar dermatologic, dermatologie și venerologie, mama a 3 copii cu experiență de 15 ani în domeniu. Cele două s-au asociat pentru a realiza împreună proiectul E-Clinic Aesthetics, un proiect de suflet. Premiul pentru cea mai bună clinică cu proceduri non și minim invazive din vestul României, E-Clinic Aesthetics îi revine doamnei Alina Panaite. Bună seara! Bună seara! Mulțumim frumos! Ne simțim onorate să ne aflăm în această seară alături de voi. Nu ne așteptam la această titulatură în doar 3 ani de când am început acest proiect și sperăm din tot sufletul să-l ducem mai departe de acum în fiecare an, să păstrăm tradiția. Premiul cred că îi se cuvine doamnei doctor mai mult decât mie. Sigur că da, este pentru, și pentru dumneavoastră și pentru doamna doctor în același timp. Noi ne bucurăm că am putut să vă oferim acest premiu și sper eu să faceți de acum încolo și mai bine. Cu siguranță. Mulțumim frumos. Cu mare plăcere. Și să știți că Gala e Succes înseamnă această comunitate, înseamnă în primul rând încrederea pe care o oferim celor care, poate unii sunt la început de drum, așa cum considerați dumneavoastră după 3 ani, cu toate că 3 ani înseamnă multă muncă într-o astfel de clinică. Este adevărat. Da? Dar noi oferim această încredere și această, aceste premii tocmai pentru a însufleți munca celor care o depun și pentru a ajunge la succes, la performanță. Mulțumim frumos încă o dată. Mare plăcere.
Noi mergem mai departe cu gala din această seară. Iată, în 2008 a fost numită președinte la Fotbal Club Buftea în Liga a doua, fiind singura femeie care a condus destinul unei echipe din Liga a doua. A devenit președinte la FC Snagov, echipă cu care a fost aproape de promovare în Liga 1. În 2012 a devenit general manager la FC Concordia Chiajna, salvând echipa de la retrogradare. A format echipa în 7 zile și a terminat pe locul 7 în campionat. A devenit în 2013 președinte executiv în Liga 1 la FC Universitatea Cluj, pe care a găsit-o într-o stare deplorabilă. A luat totul de la zero și a construit singură o echipă întreagă în câteva zile în perioada transferurilor de iarnă. Este recunoscută în fotbal și nu numai pentru ambiție și perseverență. Este prima femeie agent FIFA și impresar al celor mai importanti jucători de fotbal din România. Este fotomodel, realizator TV și jurnalist. Doamnelor și domnilor, premiul pentru Best Family Lifestyle se acordă doamnei Ana Maria Prodan Regekamp. Bună seara, vă mulțumesc. Din păcate, doamna Ana Maria Prodan Regekamp nu a putut ajunge deoarece este în Arabia Saudită, încheie un contract, dar vă mulțumește și vă urează mult noroc în continuare. Felicitări încă o dată și noi vă mulțumim. Este manager general al companiei de transport și logistică internațional Alexander, care activează în România, Serbia, Ungaria și Germania și a încheiat în anul 2018 cu o cifră de afaceri de aproximativ 70 de milioane de euro. Înainte de a prelua funcția actuală, doamna Loredana Preutese a lucrat într-o agenție de turism, apoi într-o firmă austriacă de expediții internaționale și ca manager în cadrul unei multinaționale franceze de transport și logistică. Consider că drumul către succes este diferențiat de alegeri la momentul potrivit, alături de oameni potriviți, lângă care simți că poți construi pe termen lung, spune dânsa. Adăugând că fiecare schimbare pe care a făcut-o a fost una importantă. Profilul ei a apărut în anuarul 100 tineri manageri de top. Doamnelor și domnilor, premiul pentru cea mai mare expansiune în domeniul transporturilor internațional Alexander se acordă doamnei Loredana Apreutese. Numele doamnei Loredanei Apreutese, care din păcate nu a putut fi alături de noi în seara aceasta. Felicitări! Mulțumim! Alexandra Preda este absolventa Universității din București, Facultatea de Administrare a Afacerilor și masteranda Academiei de Studii Economice București. Cariera în antreprenoriat a început precoce, la doar 22 de ani, atunci când a intrat prima dată pe piața de business medical. Dezvoltând vari afaceri, ulterior, în anul 2011, s-a dedicat întru totul unui domeniu tipic feminin. De 10 ani conduce Spitalul Madonna Maria Craiova, prima maternitate privată deschisă în Oltenia. Spitalul Madonna Maria este și singurul spital privat de obstetrică ginecologie acreditat și clasificat de Ministerul Sănătății. Totodată, cu eforturi susținute, în anul 2019, Spitalul Madonna Maria a obținut cel mai înalt grad de încredere din România, acordat de Autoritatea Națională de Management în Sănătate. Pentru mine, succesul este dat de toate acțiunile întreprinse pentru a ajunge să fii mulțumit de traiectoria ta profesională și umană. Succesul este a face doar ceea ce te face fericit, iar personal sunt recunoscătoare pentru faptul că văd și contribui în fiecare, la fericire în fiecare zi. Fericirea nemărginită a mămicilor, a viitoarelor mămici, a întregii familii ce așteaptă cu nerăbdare noul membru al familiei. Multă anduranță, îndârjire, consecvență, echilibru și convingeri pozitive sunt cele care mă motivează în activitatea mea zilnică. Doamnelor și domnilor, premiul de excelență în management, Spitalul Madonna Maria, se acordă doamnei Alexandra Preda.
este un privilegiu pentru mine să mă aflu astăzi seara aici. Sunt extrem de fericită de faptul că toate eforturile mele de 10 ani și chiar mai bine, iată, au adus Spitalul Madonna Maria într-un punct la care cu toții am visat. Felicitări, într-adevăr, și am văzut că ați venit și cu echipa dumneavoastră, da, care au făcut iarăși treabă frumoasă de 9 ani de zile încoace. Ce pot să spun? Trebuie să continuați, trebuie să aduceți pe lume copii sănătoși, frumoși, să bucurați familiile care aleg să vină să vă calce pragul și să vă mai chemăm la noi, să vă apreciem mulțumim, munca. Mulțumim tare mult pentru apreciere și cu siguranță vom fi prezenți. Mulțumesc. Sunteți mult. Deja parte din comunitatea noastră și suntem și noi mândri de lucrul acesta. Mulțumesc. Felicitări. Raluca Bădulescu, personalitate marcantă a modei românești și om de televiziune de succes. Este unul dintre membrii juriului emblematic de la Bravo Ai Stil, emisiunea Fenomen difuzată pe Canal D. O prezență extravagantă, mereu surprinzătoare, care uimește de fiecare dată prin sinceritatea debordantă și creativitatea sa. O invităm alături de noi pe cea supranumită cu tandrețe, atât de colegi, cât și de fani, Regina Regească. Premiul pentru cea mai autentică vedetă de televiziune îi revine doamnei Raluca Bădulescu. Haideți să urmărim un video. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu, sunt extrem de mândră și onorată. Mulțumesc publicului și familiei mele Canal D. Mulțumesc dumneavoastră, sunt extrem de mândră și onorată. Mua! Vă iubesc, vă ador! Felicitări încă o dată, Raluca Bădulescu. Doamnelor și domnilor, a venit momentul să ne spunem la revedere în această seară, însă nu înainte de a mulțumi partenerilor noștri Le Chateau, acest castel în inima Bucureștiului, și Vita Nimix. Vrem să vă mulțumim pentru răbdare, pentru faptul că ați ales să faceți ceea ce faceți, pentru frumusețea, sănătatea și stilul nostru de viață. Felicitări tuturor premianților din această seară. Vă dorim o seară excelentă în continuare și ne revedem la următoarea ediție.